Bună dimineața și bine ați venit la Matin 7. Începem o nouă săptămână împreună, mă bucur să fim împreună. Sper că ați petrecut un weekend frumos. A plouat peste tot, deci asta nu era partea cea mai frumoasă, dar sunt cu siguranță ați profitat de acest weekend prelungit. Ideea este că o să începem o săptămână întreagă de data asta împreună, pentru că nu mai este nicio zi liberă în această săptămână, deci de luni până vineri o să fim împreună în direct de la ora 8 până la ora 11. Dar dacă n-ați văzut în acest weekend, puteți să vă revanșați weekendul viitor. O să vă pregătim și un best-of de la ora 8 până la ora 10, deci aveți foarte mult timp de petrecut în această săptămână cu noi, n-aveți nicio scuză, să ziceți că n-ați prins măcar un minut de acest matinal, să vă propun să rămâneți cu noi. Începe Matin 7. Pregătim și rubrica Părinți și copii cu Narcisa Espas. Vă lăsăm cu ea în timp ce noi facem legătura cu invitata noastră. O să vorbim despre relația între copii și mamele, pentru că este o relație particulară, așa că vă lăsăm cu Narcisa Espas și cu rubrica Părinți și copii. Bună dimineața, Fabian! Bună dimineața, dragi telespectatori! Sunt Narcisa Espas, vă invit la momentele pentru părinți și copii. Astăzi stau de vorbă cu psihoterapeut Delia Aldescu. Astăzi aș vrea să discutăm despre o chestiune care mi se pare că există în societate destul de pregnant și se manifestă poate mai puțin în copilăria mică sau mai puțin este vizibil atunci, cât mai târziu, când copiii își aleg cumva prietenii. Mă gândesc la extensia pe care o resimte mama ca fiind copilul ei. Mă gândesc că la un moment dat copilul nu știe că de fapt este o entitate separată, nu a reușit să se perceapă pe sine sau nu a reușit să înțeleagă că ceilalți sunt orice altceva, numai mămici nu. De unde o luăm? Cum să începem? Da. Să reușim să rezolvăm problema asta? Cred că această problemă care ai sesizat-o, poate, prin această problemă poate să treacă aproape orice mamă. Mai ales acele mame care probabil că nu își cunosc copiii sau nu cunosc nevoi specifice vârstelor sau dezvoltări, etapele de dezvoltare. Dacă în perioada mică, copilăria mică, când copilul încă, să spunem, este la grădiniță, copilul are nevoie foarte mult de mamă pentru a-și împlini anumite nevoi, după anumită vârstă, aceste nevoi treptat poate să și le asigure singur sau în relațiile cu celelalte persoane. Dacă o mamă, de exemplu, are remușcări la o anumită perioadă, că n-a petrecut timp suficient, că n-a stat suficient, că n-a oferit copilului suficient, sau poate că o mamă pur și simplu n-a ieșit încă din etapa de relație, de fuziune, de dependență și a rămas blocată în o astfel de etapă, poate să nu permită copilului să creeze aceasta, să se diferențieze, să-și dezvolte independența. Și ca urmare, în continuare, mama, chiar dacă copilul a ajuns la o anumită vârstă și este pregătit pentru a experimenta și pentru a se responsabiliza de anumite evenimente din viață, mama dorește să fie acolo, în contact cu el, în control cu el, să cunoască cât mai multe lucruri. Și acest lucru se poate manifesta sub multe forme. Întâlnesc deseori părinți care vin în terapie, mai ales mame, pentru că acest lucru mai mult pe mame le afectează, care spun: doamnă psiholog, eu i-am spus copilului și copilul știe acest lucru, eu vreau să fiu și sunt cea mai bună prietena copilului. Și vreau să rămân așa. Și vreau să copilul meu să poată să-mi spună orice, să-mi împărtășească orice, să apeleze întotdeauna la mine, pentru că străinii niciodată nu știu ce, cum și nu le doresc binele. Și deși le zâmbesc, le spun că acest lucru este un lucru care nu este bun pentru dezvoltarea copilului. Și că mama trebuie să fie doar cea mai bună prietenă, mamă, și cea mai bună prietenă nu trebuie să fie mama, trebuie să fie altă persoană. Pentru mama n-are cum să fie și mamă, și prietenă, probabil și bunica, și tăticu, și profesoară. Nu, mama trebuie să fie doar mama copilului. Deși procesul acesta de defuzionare nu este unul conștient, e normal ca mama să se identifice cu copilul și invers, în perioada copilăriei foarte mici, mă refer, nu știu, poate până într-un an. Ce propui mămicilor care nu reușesc sau, mă rog, au constatat că sunt prea
prea cloști. Da. Nu permit copiilor, adică mi-e frică să nu se îmbolnăvească, să nu se rănească, să nu... vreau să știu dacă se simte bine la grădință, vreau să știu dacă e tot ok cu copilul, nu-i permit să fie el însuși. Vreau să fie un control. Unele mame pot să aibă astfel de comportamente pentru că au deja o anumită tulburare de anxietate, uh-huh, care se manifestă sub această formă. În general, aceste mame au un astfel de comportament în relație cu foarte multe persoane, nu doar cu copiii, proprii copii. Dar, pe de altă parte, poate să fie inclusiv o problemă care ține de relația proprie cu mama. În ce fel, cum a fost mama? Și or să vrea să vindece în relația cu copilul anumite, să spunem, frustrări, anumite lucruri care nu s-au împlinit sau care nu au avut atunci, nu s-au întâmplat când trebuiau să se întâmple. Ori, probabil că ceea ce face este să creadă că așa este corect, așa ar trebui să fie sau așa ar trebui să fie lucrurile. Am avut de-a face tot așa cu o clientă care, deși avea 30 de ani și era căsătorită și avea un copil, mama ei vroia zilnic să vorbească și să împărtășească și să îi spună îngrijorările pe care le are vis-a-vis de ce face, cum face, ce îi se întâmplă fetii, pentru că merge seara de la servici, are bani la ea, etc. Și ea spunea, draga mea, asta înseamnă să fii mamă, să te îngrijorezi pentru copilul tău, să-i poți grija, bun, să fii în contact cu el. În situația asta, pentru care că, deja ești adult. Care deja ești adult și nu vrei să frustrezi părintele. O să ne întoarcem apoi la problema asta cu atribuirea rolului de mamă tuturor celor din jur. Ce faci tu, copil, ca să nu-ți rănești părintele? Pentru că acel părinte, cam îți dai seama că așa cum a pornit, așa se duce. Da. Nu prea poți schimba un om la 60 de ani să gândească cum... Da, dar te poți schimba tu, pentru că inclusiv ce dacă tu te naști într-o astfel de familie cu astfel de mamă, ai anumite lucruri, că semnul întrebării, oare cum e bine sau cum nu e bine. Dar dacă deja, să spunem că ești adult, pentru că dacă ești copil, e destul de greu ca să spui copilului cum ar trebui să-și trateze părintele. Dacă ești deja adult, va trebui ca dacă nu părintele n-a putut să facă tăierea acestui cordon umbilical invizibil, să faci tu acest lucru cu mențiunea că părintele nu se va simți bucuros și nu va spune în sfârșit copilul meu știe lucruri, știe să facă. Nu. Ce va fi frustrat, supărat, o să se îmbolnăvească, dar cu prețul acestor lucruri, pentru că de multe ori lucrurile bune nu înseamnă că le obținem cu foarte puțin efort și de la sine, ci trecem prin anumite lucruri care pot să fie frustrante, grele. Deci noi dacă ne gândim că nu vrem să ne frustrăm mama, nu vrem să o supărăm, nu vrem să o deranjăm, înseamnă că va trebui să acceptăm, să tolerăm în comportamentele ei în continuare. Ceea ce s-ar putea să se interpună în relația noastră de familie, exact, și să creeze neplăceri și cu, deși intenția este extraordinar de bună, putem ajunge la neplăceri pentru că n-am știut să punem punct unei relații care a devenit la un moment dat. Deci trebuie să alegem între un rău temporar, mai puțin, sau rău altuia și binele nostru. Dacă însă avem de-a face cu o mamă protectivă, supraprotectivă, ce face copilul? Care nu a ținut cont de nevoile copilului, de nevoia de a dezvolta autonomia, ceea ce facem este că acel, să spun, dacă este băiat, va intra într-o relație cu o femeie care va fi foarte mămoasă, foarte drăgostoasă, deși se va plânge constant. Și asta poate nu-i neapărat rău. Da, da. Dar în relațiile dintre adulți, noi n-ar trebui să fim mamele sau tații celui de lângă noi, ci ar trebui să fim mamă și tată doar în relație cu copiii noștri. Mm-hmm. Ne putem gândi ce difuz este pentru copil să vadă că mama se comportă cu mine și inclusiv copilul meu a avut și a trebuit să-i explic aceste lucruri. El îmi spunea că copilul meu poate să fie soțul meu așa cum este și tatăl. Și atunci a trebuit să-i explic cum stau lucrurile. Eu sunt mama, el este. Pentru ca să facă diferența între roluri, să știe exact. Mai bine, copiii, că... acum nu știu dacă trebuie să ne sperie treaba asta. Copiii la un moment dat au ei o vârstă acolo, poate 3 ani și ori 4 ani și ori, când ei vor să se căsătorească cu părinții de sex opus. Fetițele vor să se căsătorească cu tati, pentru că tati reprezintă idealul masculin pentru ele și invers. Deci este sănătos și este normal acest lucru, pentru că primii oameni pe care îi cunosc sunt părinții. Și pe care și ei acolo joacă acolo toate dragostea. Lucrurile. Uh-huh. Ei nu înțeleg că lumea este mai mult decât părinții și în momentul în care înțeleg, probabil că
au trecut la etapa următoare, în care poate că unii copii sunt pregătiți, da, și zic, eu voi alege o soție. Și l-am dat, chiar l-am dat pe fiul meu. Și cum o să arate soția ta? Unor îmi spunea, păi încă nu o cunosc, de unde să știu? Altor îmi spunea, cum adică, cum blondă ca tine? Și am zis, ok. Dar iată că aici putem vorbi despre mame care, chiar dacă copiii lor sunt gata să-și ia o prietenă, o soție străină, care poate nu seamănă, poate nu are aceleași valori sau convingeri ca și mama, să nu acceptă, nu? Părinții să nu fie pregătiți. Mama să zică, nu, tu nu iei pe nimeni, aia nu e bună pentru cine. Și atunci vorbim despre o mamă, da, care nu se separă de copil, care nu vede că copilul are alte dorințe, alte preferințe și el este cel care își va alege partenerii de joacă, prietenii, soția sau soțul. Sunt tentată să mai deschid așa un canal de discuție și totuși n-aș vrea să mă duc prea departe. În primul rând, spune-mi, te rog, ce sfat oferi unei mame care nu a reușit să lase copilul să fie el însuși? Și numărul 2, aș merge și aici, doar foarte scurt. Crezi că mamele influențează sau... Da, mamele influențează foarte mult alegerile copiilor vis-a-vis de partenerii de viață viitori? Ok, de multe ori avem de-a face cu mame care conștientizează că le-a spus cineva, că au sesizat ele, că într-adevăr nu lasă copilul să se îndepărteze prea mult de ele. Și atunci aceste mame de obicei vin din proprie inițiativă în terapie. Și cer ajutor. Da. Însă, de multe ori sunt foarte ascunse, să spunem, căile Domnului și multe mame nu realizează că anumite comportamente sunt asemănătoare, că au legătură cu... Și atunci acele persoane vin foarte rar, da, acele mame, sau în general vin numai atunci când copilul deja a început să dezvolte anumite probleme. Și nici nu le vine să accepte că ele au o problemă, da, nu? Și, din păcate, unele dintre acele persoane vor rămâne în terapie, vor fi deschise să lucreze, altele se pare că nu vor dori. Da, și numărul 2, ne pare rău pentru persoanele care nu conștientizează și nu înțeleg nevoia de a permite copilului autonomia, pentru că de fapt despre asta este vorba, este o persoană separată și are dreptul să aibă o viață separată de a mamei. Cât de mult crezi că influențează mamele alegerile viitoarele copiilor? Când e vorba de parteneri. Da. Noi influențăm înainte încă de a ști că facem acest lucru și prin foarte multe lucruri pe care nici măcar nu le știm că au și acest efect asupra copiilor. În primul și în primul rând, copiii își vor alege partenerii de viață când vor deveni adulți, care să fie familiar lor. Și atunci își vor alege persoane care să aibă atât probabil că trăsături fizice, trăsături ce țin de valori, de convingeri, de felul de a vorbi, de a discuta, de a relaționa, da? Și atunci când, să spunem, copiii noștri aleg ceva exact opusul, tot despre influența pe care am avut-o noi asupra copiilor vorbesc, pentru că dacă mi-a plăcut foarte, foarte puțin felul cum mă tratează, să spunem, mama, s-ar putea să ne aleg exact opusul, care nu înseamnă întotdeauna ceva un lucru bun. Da. Inconștient, noi facem alegeri pe baza ceea ce am trăit în familia noastră. Da, ne raportăm, da? Și această raportare poate să fie una sănătoasă, adică îmi place cum este mama, îmi place, așa vreau să am și o femeie să fie mama copiilor mei, da? Da, da. Sau îmi place cum se comportă cu tata. Sau, pe de altă parte, să zic, măi, mama, chestia asta nu are prea bine, trebuie să fiu atent cum mă descurc cu aia și să aleg cumva să nu găsesc o persoană. Da? Sau, nu realizez că am o astfel de influențare mama asupra mea și, ca urmare, voi face niște alegeri automat. Așa fel încât copiii noștri să poată fi fericiți pe viitor, pentru că, nu, până la urmă, relația pe care o dezvoltă cu noi va fi relația pe care o vor dezvolta cu viața însăși. Delia, mulțumesc din suflet pentru timpul acordat și astăzi. Cu drag. Dragii mei, aici ne oprim. Nu uitați, trebuie să dați mare atenție relației cu copiii dumneavoastră, relației cu soțul, soția, în așa fel încât copiii să poată alege corect mai târziu, ca să fie fericiți. O zi frumoasă!
vă propunem să urmărim o nouă rubrică Părinți și Copii. O să vorbim despre activitățile care sunt beneficiile pentru copii în această perioadă, care sunt activitățile bune, pentru că dacă stau acasă, trebuie să vedem cum le ocupăm și sunt ocupații care sunt bune și sunt ocupații mai puțin bune și o să vorbim numai despre cele bune. Așa că rămâneți cu noi, începe rubrica Părinți și Copii. Bună dimineața, Fabian! Bună dimineața, dragi telespectatori! Sunt Narcisa Ispa și am venit înaintea dumneavoastră cu o nouă rubrică pentru părinți și copii. Astăzi stau de vorbă cu Gabriela Maluf. Gabriela, mulțumesc din suflet pentru timpul acordat. Mulțumesc și eu de invitație. Întrebarea mea este următoarea, care va încerca să ducă toată discuția astăzi. Ce să facem? Ce să nu facem, am înțeles, dar ce să facem ca să traversăm această perioadă cu bine și să avem mintea întreagă și sufletul întreg, să reușim să ne bucurăm de viață și de relațiile pe care le avem și după. Da. Cred că aici ar trebui să delimităm un pic cine sunt persoanele care ar trebui să facă și să o ducă toată această situație cu brio, că dacă avem nevoi de bază care nu ne sunt satisfăcute, atunci ajungem la activități mai greu. Că deja avem alte probleme mult mai grele. Și, da, și cred că pentru cei care au nevoie reală, adică au nevoi de bază nesatisfăcute realmente, poate nu mai au job, poate nu mai are cine să meargă să le cumpere de mâncare. În sfârșit, cred că cuvântul zilei ar fi să cerem ajutor, să nu ne fie rușine, să cerem ajutor și să ne strigăm problema tare și sus, cum foloseam până acum rețele de socializare, să ne spunem bucuria, poate că ar fi momentul să folosim rețele de socializare, să ne spunem și nevoia, fără să ne fie rușine, iar noi ceilalți să sărim în ajutorul semenilor dacă noi suntem mai bine, noi suntem într-o situație mai bună. Deci, din câte scuză-mă puțin, în acest sens, din câte știu eu, mai mulți psihologi s-au înrolat în această mișcare destul de frumoasă din punctul meu de vedere și anume s-au oferit pentru a fi sprijin emoțional pentru cei care chiar simt criza din mai multe puncte de vedere, poate și... Exact. Da. Exact, este o acțiune foarte, foarte frumoasă, se face foarte mult voluntariat, dar în același timp, până să ajungem la rezolvarea problemei emoționale, trebuie să rezolvăm problema foamei sau corect. A faptului că chiar nu, faptului că numai oamenii, nu, unii dintre ei nu au venituri. Și atunci, da, aia spun, haide să ne strigăm și fiecare cât poate să ajute, pentru că e demonstrat până la urmă științifică. Dacă nu avem nevoile de bază satisfăcute, nevoile alea de la vârful piramidei, degeaba încercăm să le... Sunt irelevante. Exact, sunt irelevante. Deci, pentru această categorie, aș zice, haide să ne mobilizăm noi să-i ajutăm, iar ei să găsească curajul să strige ce probleme au fără rușine. Pentru cei mai, pentru cei dintre noi care suntem oarecum într-un alt confort, adică deocamdată nu suntem foarte, adică muncim de acasă, ne vin veniturile, cât de cât ne descurcăm, problema acestor persoane ar putea fi gestionarea timpului acasă, pentru că stăm prea mult acasă și acum vedem cum e să stăm cu copiii 24/24, nu mai mergem nici la serviciu, nu mai merg nici ei la școală, nu mai știm ce să facem cu ei, cum spuneai și tu ieri, ne tentează să-i lăsăm la ecrane, dar nu e tocmai bine. Și atunci ce să facem? Ce să facem? Soluția pe care am găsit-o eu a fost să facem vizual, adică să fie o chestie foarte, foarte vizuală de program. Să avem mare un program în care punem fiecare zi a săptămânii cu fiecare membru al săptămânii, pentru că am lucrat pe la începutul acestei perioade cu părinții și puseseră doar activitățile copiilor și atunci când ei munceau, copiii erau foarte supărați că nu mai făceau ce scria în program. Și așa am descoperit că nu e o soluție bună să punem doar programul copiilor, să punem și programul nostru. Adică copiii să înțeleagă că muncim de la 9 la 12, când ei poate au școala online sau dacă nu au școala online, au activitate de joc liber, iar copiii micuți, chiar preșcolarii, știu ce înseamnă joc liber, pentru că fac asta la grădiniță. Și dacă au nevoie de noi, putem să le arătăm frumos, uite, ăsta e programul, mami are treaba acum la jobul ei, evident, dacă
dacă sunt copii foarte mici, dacă sunt urgențe, mă repet, cuvântul zilei ar fi iar să fim înțelegători unii cu alții, chiar dacă mai apare un copil prin ecran în mijlocul conferinței de la job, cred că cuvântul potrivit ar fi înțelegere. Hai să ne înțelegem că despre asta e și cu toții o trăim și nu toți o gestionăm la fel de bine și poate nici nu trebuie să o gestionăm și să fim presați de această gestionare perfectă a timpului. Dacă avem copii mai mari, deja e mai ușor, fiecare înțelege. Ăsta e programul părinților, ăsta e programul tău și ne mai rămâne timpul împreună care ar putea fi completat de o activitate în familie. Și asta, iarăși, vin și spun, în funcție de disponibilitatea emoțională a fiecăruia. Dacă nu ne-am jucat până acum în familie, va fi greu să ne jucăm în fiecare zi 5 jocuri cu copiii, pentru că o să ne fie greu, pentru că e ceva nou. Și atunci hai să începem ușor cu o activitate simplă. În fiecare seară trecem acolo de la 6 la 7, jucăm cărți. Sau de la 6 la 7 colorăm, sau decupăm, sau facem lucruri, sau citim o poveste, sau discutăm, dezbatem un film, sau dacă avem copii mai mari, dezbatem dileme morale. Copiilor, adolescenților le plac la nebunie dilemele morale, le găsim foarte ușor pe internet, căutăm pur și simplu dileme morale și vedem situații și stăm cu ei la masă și întrebăm, tu cum ai rezolvat, tu cum ai face, ce s-ar întâmpla? După care, încet, încet, în timp ce ne adaptăm, putem să trecem la mai multe activități pe zi, în funcție de cum ne permite timpul și o să vedem că o să ne facă din ce în ce mai multă plăcere. Nici eu nu sunt o persoană extrem de jucăușă, așa că vă spun din propria mea experiență că am luat-o treptat și m-am jucat treptat cu ei, am făcut câte o activitate specifică pe zi, oricum făceam genul ăsta de timp special, ca ulterior încet încet să pot să fac mai multe. Idei sunt nenumărate, este internetul acum plin, dacă nu mai avem răbdare să căutăm prin cărți sau așa, este internetul plin de soluții, de jocuri, de modele de jocuri, de modele de activități de făcut. Chiar eu, pe pagina mea publică, propun oamenilor în fiecare seară un model de joc terapeutic. Mie îmi plac foarte mult jocurile terapeutice pentru că ne cunoaștem mult mai bine și știm ce probleme au copiii noștri, ce lucruri întâmpină, poate pe la școală sau cu prietenii lor. Și atunci puteți să intrați pe pagina mea și să vedeți jocuri de gestionare a furiei, jocuri de autocunoaștere, jocuri de autodezvăluire în care părinții își dezvăluie emoțiile, își dezvăluie emoțiile lor și prin ce trec ei de obicei în timpul zilei sau în general. Și o să vezi surpriza că trăim de un număr de ani cu copiii noștri în casă și că nu știm foarte multe lucruri unii despre alții. După ce începem să jucăm jocurile astea, de la jocuri simple, ce culoare îți place, care e mâncarea ta preferată, până la emoția, ce culoare are emoția ta și când te-ai simțit. Așa o să aflăm multe, foarte, foarte multe povești unii despre alții. Ei, eu asta cred că e o activitate benefică de familie. Perfect. Uite, am reținut două aspecte din ceea ce mi-ai spus tu. Mi se par vitale. Una, trebuie să facem un program clar pentru toată lumea și copiii trebuie să fie conștienți de programul părinților și invers, dar în mod special copiii. Una la mână, doi la mână, să ne jucăm cu copiii noștri. E adevărat că este frustrant să stai așa de mult în compania familiei tale. Da, e ciudat, nu? Da, este, că ne-am dezobișnuit. Presupun că n-a fost ciudat tot timpul în istoria omenirii, dar acum da, este. Dar s-ar putea să avem surprize plăcute și să ne recunoaștem pe cei dragi ai noștri într-un mod în care poate n-am făcut-o niciodată până acum. Să cunoaștem bucuriile lor, să cunoaștem poate frustrările lor, să cunoaștem ceea ce trebuie să cunoaștem despre cei dragi ai noștri. Gabriela, îți mulțumesc tare mult. Aceste două aspecte sunt vitale, cred, în această perioadă și anume, repet, programul și joaca sunt cele care ne pot salva și ne pot ajuta să stăm pe linia de plutire în această perioadă. Îți mulțumesc pentru prezența în platou astăzi și în platoul mulțumesc nostru virtual și să ai o zi frumoasă în frumoasa ta familie. Mulțumesc!
Am revenit o clipă în platou să anunț rubrica următoare cu Narcisa Espas despre povestea atașamentului, să vorbim despre atașament între copii și părinți sau și invers. Vă las cu Narcisa Espas și cu rubrica ei Părinți și copii. Bun găsit, dragii mei, la părinți și copii! Sunt Narcisa Espas și vă invit la o nouă rubrică. De data aceasta ne continuăm povestea atașamentului. Am început să discutăm ieri cu doamna psihoterapeut Florina Zaharia despre tulburările de atașament. Am încercat să înțelegem ce înseamnă acești termeni. I-am poziționat, dacă vreți, și în istorie, în timp. Știm de unde a plecat, știm care sunt cauzele. Acum vrem să știm cum se concretizează. Cum arată atașamentul? Câte tipuri de atașament există și cum afectează aceste tipuri de atașament calitatea vieții omului? Stimată doamnă, vă mulțumesc din suflet pentru timpul acordat. Cu multă plăcere. Haideți să vedem care sunt tipurile de atașament astăzi. Cele mai importante sunt 4 tipuri de atașament importante. Primul tip de atașament este cel securizant. Apoi există tipul de atașament anxios, există tipul de atașament securizant și apoi dezorganizat. Aș începe cu primul tip de atașament. Putem să recunoaștem anumite aspecte în comportamentul, în atitudinea unui copil și putem să înțelegem ce fel de atașament a dezvoltat? Da, așa cum spuneam, tipurile de atașament se dezvoltă în copilăria timpurie. Putem să observăm încă de la bebeluși un atașament anxios. Putem să observăm că bebelușul la câteva luni își schimbă comportamentul și începe să plângă dintr-o dată, dintr-un copil care era liniștit și dormea toată noaptea, dintr-o dată începe să plângă, să aibă nevoie de atenția mamei permanent, pentru că a existat un moment în care a simțit că mama a plecat și nu se știe dacă se mai întoarce. Fie că s-a dus să-i pregătească laptele, fie că bebelușii nu au o noțiune foarte clară a timpului și atunci s-au trezit singuri pentru un moment și s-au speriat, firește. Deci iată că încă din această etapă putem să dezvoltăm aceste, să zicem, dezechilibre de la nivel de atașament. Și o mămică poate să înțeleagă de când este copilul bebeluș, când există anumite momente de dezechilibru, ca să le rezolve cumva, exact. Să nu se dezvolte în copilașul acela un tip de atașament care îi va pune baza unei vieți nefericite. Da, exact. Pentru că va căuta toată viața acest tip de copil, că ați amintit de viață nefericită, va căuta să-și rezolve problema, să se vindece, făcând abstracție de frumusețea vieții sau de alte evenimente care sunt poate mult mai importante. Deci, da, sunt momente în care și mama are nevoie de foarte multă disponibilitate, atât cognitivă cât și emoțională față de copil, de atenție și să fie atentă la modificările comportamentale. Cazuistica de specialitate povestește despre asemenea momente când mama a văzut, da, aceste schimbări în comportamentul bebelușului și l-a luat în pat împreună cu ea și soțul o perioadă de timp și atunci copilul s-a liniștit. Da, a început să doarmă noaptea întreagă, a început să fie mult mai relaxat, mult mai liniștit, să se hrănească mai bine și să crească și să dezvolte ulterior acest tip de atașament securizant. Da? La ce să fie atentă mămica? Este foarte important să fim atenți că atunci când plânge, clar nu a trecut într-o altă etapă, nu neapărat crește, da, eliminând
alți factori medicali, faptul că pot crește dințișorii, faptul că da, se întâmplă ceva în procesul de creștere, fizic vorbind, să ținem cont de faptul că el are o problemă din moment ce plânge, da? Deci dacă nu are colici, nu cresc dințișorii, nu avem o problemă de sănătate, el are o problemă emoțională și atunci trebuie să fim foarte atente și să intervenim, să ne corectăm comportamentul. Pentru că e vorba despre noi. E mai important decât ce mănâncă, să fii lângă și ce faci în business-ul tău, în cariera ta, să fii acolo 2 ani de zile, primii 2 ani de zile să-i merită copilul o stabilitate emoțională, pentru că îți va răspunde toată viața lui. Acum aș vrea să-mi spuneți în 2 cuvinte unde o duce atașamentul acesta securizant, cum se va concretiza în viața lui de adult, cum va arăta un om care a dezvoltat un atașament, a avut parte de binecuvântarea de a avea o mamă aproape de el, va disponibilă. Va avea și relații sigure de cuplu. Un astfel de copil va avea cu certitudine relații fericite de iubire, relații fericite de cuplu. Îi trimit întotdeauna să-și vindece relația cu mama pe oamenii care vin și spun ok, nu-mi găsesc partenera potrivită. De cele mai multe ori, în spatele unui astfel de comportament există o relație și un atașament deficitar cu mama. Extraordinar. Da? Și atunci rezolvăm problema de bază atât cât avem nevoie și apoi primim de la viață această răsplată. Frumos! Haideți să vedem al doilea tip de atașament. Ce se poate dezvolta în cazul în care? În cazul în care am fost iubiți doar de unul dintre părinți, poate un tată agresiv, dar o mamă prezentă, bună, prezentă relativ, pentru că lângă un soț agresiv nu e greu să fie. Nici disponibilitatea emoțională a mamei nu este foarte, nu e suficientă pentru copilaș. Da, mama plânge de cele mai multe ori, crede că este lângă copil, dar își poate permite să sufere. Copilul simte foarte bine și este important. Își poate permite să nu sufere? Haideți să ne gândim și la mămică. Este important să ne rezolvăm problemele înainte să intrăm în camera copilului și este de preferat să ieșim din relațiile toxice. Chiar dacă avem un copil, partenerii bărbați, este foarte important să înțeleagă că dacă își iubesc copiii, este absolut este esențial să asigure afecțiune mamei copilului, deci soțiilor. Altfel vor avea niște copii care le vor folosi, să zicem, resursele până vor ieși din adolescență, iar apoi vor pleca se vor depărta cât mai departe. Se vor depărta. Și atunci muncim practic degeaba ca și părinți. Iar acești copii vor manifesta ambivalență în la fel, vor fi față de iubitele lor, față de soțiile lor, partenerele lor, în momentul în care vor fi adulți, când iubitori și buni, când vor fi agresivi și lipsiți de... Deci, unde îi trimiteți pe aceștia? Tot la mama? Este o legătură de rezolvat Depinde cu mama? Depinde de partenerul agresiv din relația cu părinții. Depinde de dacă tatăl sau mama a fost cel care le-a transmis agresivitate și nu le-a furnizat iubire, acolo lucrăm și ulterior cu ceea ce au dezvoltat ei la nivel cognitiv, la nivel de gândire, pentru că oamenii dezvoltă anumite credințe pe baza acestor atașamente. Lumea nu este un loc sigur. Exact. Lumea nu este un loc bun. Exact. Femeile nu mă iubesc. Totul adică este ostil. Dacă mama nu i-a iubit, clar că bărbații dezvoltă această credință. Femeile în mod sigur nu mă iubesc. Sau deci nu merit. Trebuie să mă folosesc cumva și doar atât de ele. Și nu este păcat. Corect și nu este sănătos. Mi-am adus aminte mai devreme de o vorbă care spunea dacă tot ceea ce poți face pentru copiii tăi este să le iubești mama. Așa este. Și probabil că este... Este multă înțelepciune acolo. Mulțumesc! Sper să facă bine multora acest gând. Am înțeles ce se întâmplă în cazul atașamentului securizant. În cazul atașamentului, ne-ați vorbit despre atașamentul evitant.
Da, am vorbit despre atașamentul evitant, în care copilul evită, clar nu a primit iubire, dar și mai departe nu știe să iubească, pentru că dacă nu a umplut acel rezervor, nu cunoaște acest sentiment de afecțiune, de iubire, a fost bătut, a fost agresat, s-au dezvoltat acolo niște scheme de abuz și de neîncredere, el va evita pe parcursul vieții atașamentul. Nu va depăși un anumit prag în relația cu ceilalți. Asta în cazul în care rămâne inconștient vis-a-vis de atașamentul pe care îl are și de problemele pe care le are. Pentru că dacă devine conștient și se lasă ajutat, presupun că ceva poate îmbunătăți. În aceste cazuri, schimbarea este foarte dificilă. Da. Iar acest tip de atașament se extinde și către terapeut, nu are încredere, de asta este cel mai dificil aici, okay. Pentru că omul nu va avea încredere în nimeni și nu va crede că cineva va avea vreun interes în ceea ce îl privește. În binele lui, nu? Dacă mama nu a avut, cu siguranță nu va nimeni avea nimeni pasă. Conform credințelor pe care le dezvoltă. Ce sigur. Trist, ce trist. Este trist, dar adevărat și e bine să înțelegem. Corect. Haideți să mergem mai departe cu următorul tip de atașament, care este? Ultimul este un atașament dezorganizat. Se combină anxietatea cu atașamentul evitant. În ce cadru se dezvoltă? Se dezvoltă în cadrul unei, să zicem, mame care este foarte temătoare, inoculează tot felul de frici copilului. Ai grijă unde te duci, ai grijă, okay. Mamă, ce faci, ai grijă cu cine intri. Mamele în contact, stresate. Mamele anxioase, uh-huh. În general, uh-huh. Da? Care și tații care, lângă o asemenea parteneră, nu prea au fost prezenți în creșterea și pentru că mama a devenit copilului. Un fel de cloșcă mama și tatăl a fost înlăturat. Mama era exact anxioasă și în privința soțului și așa era ea tot timpul și el a trebuit să se retragă și să-și gestioneze cumva emoțiile și să găsească o zonă de confort, să zicem. Da? Am înțeles. Deci el chiar se va teme de tot și, și va sta departe. Va sta departe de lume, departe de acțiuni, de parte de asumarea oricărei decizii și angajament în viața lui. Mă întristați azi. Îmi pare rău, dar știu că nu este scopul dumneavoastră să vă confruntați pe teren cu aceste probleme și înțeleg că vă aduce tristețe și dumneavoastră. Eu totuși tind să încurajez pe cei care se recunosc cumva în aceste caracterizări să-și deschidă inimile. Pentru că totuși, cred că dacă există o dorință puternică de viață mai bună, reușești ușor, ușor să treci și peste temeri și peste frica de a vorbi cu, frica de a apela la. Așa cum ați spus, primul pas este acela de a ne deschide inima, de a vedea ce este acolo în interiorul nostru, pentru exact. Că de asta depinde sănătatea minții noastre și să zicem, împlinirea din viața noastră, da. A celor de lângă noi, a copiilor așa noștri. Este. Vă mulțumesc din suflet. Cu mult drag. Zece minute este timpul perfect să urmărim rubrica Părinți și copii. O să vorbim despre rutina copilului, mai ales în acest context de izolare, cum putem să construim această rutină care să fie o rutină constructivă, să-l ajute copilul să trăiască cât mai bine prin această perioadă. Rămâneți cu noi, începe rubrica Părinți și copii. Bună dimineața, Fabian! Bună dimineața, dragi telespectatori! Sunt Narcisa Ispa și vă ofer câteva minute pentru părinți și copii. În sensul acesta stăm de vorbă cu psiholog Delia Aldescu-Ciobâncar. Mulțumesc, Delia, pentru timpul acordat astăzi. Bună ziua! Delia, astăzi vreau să te provoc să ne vorbești despre rutină. Am observat că atunci când deschid acest subiect, unii imediat se apără și spun, dar mie mi-este bine așa cum sunt și n-am nevoie de alte gânduri de genul acesta. Pe de altă parte, sunt oameni care funcționează foarte bine numai într-o rutină anume, bine stabilită și au o viață foarte predictibilă. Cred totuși că adevărul este undeva la jumătate. Este nevoie de rutină și dacă este nevoie de rutină, ce facem cu copiii? Pentru că este greu de implementat așa ceva. Da. Dacă vorbim despre rutină la modul general, fiecare dintre noi are o rutină prestabilită. Doar că unii în acest cerc al rutinei
Sunt anumite aspecte, poate legate de ora de trezire, ora de culcare, pentru alții sunt legate de la ce oră mănâncă sau ce anume mănâncă în prima parte a zilei sau în a doua parte a zilei. Pentru alții poate fi o rutină legată de mă trezesc și pun telefonul, mâna pe telefon foarte repede. Și mulți dintre noi ne gândim că acest nu are lucru cu rutina. Dar este foarte simplu atunci când le propui oamenilor să facă anumite schimbări la anumite lucruri foarte mici, mărunte, și să realizeze atunci cum starea lor de disconfort crește pentru că le lipsește ceva. Dar sunt foarte multe lucruri pe care noi nu le sesizăm, nu le conștientizăm, decât în momentul în care ele sunt cu semnul întrebării sau le pierdem, că fac parte din rutină și ele ne consolidează o stare de bine dispunere pe care avem pe parcursul întregii zile. Vrei cumva să ne transmiți că până și oamenii care consideră că nu necesită o rutină au de fapt o rutină inconștient? Exact, exact. Aici am vrut să ajung să spun că nu există oameni care trăiesc constant în afara mediului de confort, adică în afara rutinei. Nu. Doar ei se gândesc sau poate că capacitatea lor de a fi deschiși la mai multe schimbări este mai mare. Dar pentru că aș vrea să se vadă așa că cu cât o persoană are nevoie să facă lucruri diferite și lucruri mărețe, cu atât are nevoie de o zonă de confort mult mai sigură, mult mai bună, la care să se poată conecta, chiar dacă nu fizic, psihic. Adică mă gândesc așa, bine, azi n-am putut să beau cafeaua, dar mâine sigur mi-o beau acasă. Deci acceptând că lucrul ăla se va întâmpla mâine, că nu s-a întâmplat astăzi, mă ajută să-mi păstrez decât ideea că îmi păstrez rutina și să-mi dea energia pentru a face astăzi ceea ce am de făcut ca fiind un lucru măreț, da? Un lucru diferit, un lucru chill. Excelent! Deci iată că în rutină trăim cu toții, numai că nu toți o conștientizăm. Hai să vedem ce facem cu copiii, pentru că acolo este o problemă. Este cam greu să introduce o rutină în viața copilului, mai ales în primii ani de viață, atunci când copilul are un comportament haotic, nu dorme când trebuie, unii poate că reușesc, dar mulți bebeluși nu au rutină. Mulți bebeluși trag foarte tare pe nervii părinților, mai ales ai mamei. Cum și când începem să implementăm o rutină? Dacă vorbim strict despre rutina unui bebeluș, vă aduce în discuție faptul că bebelușul, mai ales dacă vorbim despre primul an de naștere, este într-un proces de dezvoltare foarte, foarte diferit față de ceea ce urmează după aceea. Adică în primul an de viață, copilul face cele mai multe schimbări într-un atât de scurt timp, comparativ cu restul vieții. Ca urmare, dezvoltarea lui, etapele pe care le traversează, presupune că el să fie într-o continuă, da, nerutinizare. De ce? Părintele spune, în sfârșit i-am reglat somnul. Asta s-a întâmplat câteva săptămâni după care zice, Sunt foarte mulți factori care vin, creșterea dinților, foarte, foarte multe lucruri care nu ne permit ca rutina să dureze prea mult timp. După ce terminăm acest prim an de naștere, putem sesiza că ne este mult mai ușor să facem acest lucru, dar această rutină nu se stabilește de către copil, ci de către părinte, sesizând și observând etapele prin care trece copilașul, da? anumite lucruri pe care părintele construiește. Însă dacă vorbim de rutina normală, standard, vorbim despre niște aspecte legate de când se culcă copilul. Nu pot să stabilesc când se trezește, dar când se culcă pot să stabilesc. Poate că să spun de azi înainte copilul meu va dormi la ora 8, dar să nu aștept ca deja începând de la asta să doarmă la ora 8, dar el până acum a dormit la ora 10. Pentru că din această oră de ora 8 trebuie să-l culc în fiecare zi cu un sfert de oră mai repede și înseamnă că voi ajunge probabil o săptămână de zile sau poate chiar două ca să-i schimb copilului de la ora 10 să se culce, da, la ora 8. Da. Ori părintele deseori încearcă și zice, păi nu pot, n-are niciun rost. Fără să-și dea seama că această schimbare presupune un proces, nu presupune o trecere de la A la B printr-o săritură. Și
important, foarte important de reținut acest aspect și anume dacă vrei să introduci o rutină în viața copilului, trebuie să înțelegi că e nevoie de un proces pe care îl parcurgi cu copilul, dacă vrei suferi cu copilul, reușești să implementezi planul respectiv. Și dacă spuneam și menționam acest sfert de oră înainte, da, un sfert de oră înainte de ora la care l-am culcat înainte, mă refer și la faptul că dacă copilul meu s-a culcat la 10 și vreau să-l pun la 8 astăzi, nu pun la 8 în pat cu el și stau până la 10 și amândoi stăm acolo și ne frichinim și ne stresăm și ne atacăm, răzbunăm și știu eu ce facem, pentru că acele 2 ore cu siguranță că nu voi face decât să obțin o asociere de disconfort crescut a mea ca și părinte, că nu mă ascultă copilul și trebuie să stau lângă el să-l ador, și a copilului o asociere a unui sentiment dezagreabil legat de somn. Exact. Deci de somn, copiilor le este frică sau împing foarte mult dorința de a se culca, pentru că au fost făcute niște scheme, să spunem, neterapeutice, nesănătoase pentru copil. De exemplu, am avut și eu o trecere prin această situație cu copilul, dorindu-mi foarte mult și știind că este elemental la vârste mici să doarmă somnul de prânz, am insistat deseori asupra copilului până ce am văzut că disconfortul crește de ambele părți și mi-am dat seama că nu este chiar o variantă prea bună. Când eram întrebat, doarme copilul la prânz și spuneam, nu, oh, dar cum să nu doarmă, dar știți că este important, copilul meu doarme, are deja, și ziceam, că n-am încercat destul, poate că trebuie să fac altceva. Însă le răspundeam deseori că un copil are nevoie de o anumită perioadă de somn, de exemplu de 11 ore. Dacă copilul această perioadă de somn o acoperă printr-un singur somn sau două sau trei, treaba este făcută. Eu îmi culc copilul la 8, se trezește la 8, deci mi-a dormit 12 ore, deci nu mai culc la prânz. Eu sunt în sentimentul tău pentru că ambii mei copii nu au vrut să doarmă de pe la 2 ani și jumătate, absolut deloc la prânz. Și bineînțeles, după ce am trecut prin frustrarea aia de nu știu cât timp, băi, trebuie să doarmă copilul, altfel nu este bine. Și am acceptat faptul că le este mult mai bine culcați la 8 decât culcați ziua cu frustrare, cu stres și cu toate cele. Am zis, măi, este normal așa, chiar dacă mulți părinți se uitau interesant la mine și spuneam, nu-i bine. De a face cu un alt copil, care probabil că ar fi avut nevoie de pauze mai dese să se odihnească, să se culce, pentru că unii probabil știu și acum, la vârste destul de mari, că dorm la prânz. Însă eu ca și din parte de un copil care, copilul meu, ceea ce am sesizat era că atunci când se suprastimula, când deja era sătul de joaca cu copiii, de anumite activități, se retrăgea singur și spunea, vreau să mă liniștesc. Și deodată stătea așa, dar nu cumva să-l pun să doarmă, ne spunea de la început, nu dormim. Și am spus, nu, doar stăm liniști. Uneori adormea, dar foarte rar. Da, și exact că el a căpătat o altă metodă prin care el să se reconecteze cu sine, să se liniștească, fără să ajungă la epuizare și la o cat și adormă cu capul un pe jucării sau pe masă. Deci, ca urmare, dacă ne referim la această rutină, am respectat acest lucru. Și ceea ce mă bucură este că, crescând mai mare, copilul meu îmi spunea, eu am nevoie să mă duc să mă dorm. Eu mă duc să mă culc. Și de multe ori erau așa, în jur, dar cere singur la culcare, dar merge singur. L-am lăsat să realizeze când corpul îi spune care nevoie să se odihnească. Iată că tine... Începută la timpul potrivit, implementată cu multă atenție și cu multă răbdare din partea părintelui, va avea, nu foarte târziu, rezultate foarte frumoase. Așa este. Chiar au fost situații când noi am spus copilului, uite, haide să facem acest lucru, uite, este sărbătoare astăzi, nu mai te culci așa de devreme. Uh-huh. Și după ce credeam noi că o să fie posibil, ne ștrufulea bine copilul și ne spunea, ce părinți sunteți? N-ați înțeles că eu vreau să mă duc acum acasă? Lăsați-mă pe mine cu căzut, vizitat. Mie mi-e somn. Eu vreau să dorm. Unde e patul meu? Dorm în mașină. De-aia eu nu vreau în mașină, v-am spus. Mă duceți mai repede la culcare. Tu i-ai făcut această rutină. Uite, nu?
dar este foarte sănătoasă, pentru că respectând această rutină copiilor noștri, pe care, cum am spus inițial, o facem, după aceea o respectăm, copilul poate să fie foarte responsiv, foarte colaborativ, foarte înțelegător cu situațiile de viață, cu persoanele pe care le întâlnește în timpul zilei, diferit față de un copil căruia nu sunt respectate aceste rutine legate de ora de somn, de când mănâncă, ce mănâncă, unde mănâncă, multe, multe lucruri care, cum am spus, nu le conștientizăm, dar fac parte din acest spațiu de intimitate, de relaționare, de activități pe care eu, dacă le fac, tot restul zilei mă simt bine. Mulțumesc frumos pentru timpul acordat, îți doresc o zi superbă în continuare și după inima ta. Cu dragostea și vouă! Bună dimineața, Fabian! Bună dimineața, dragi telespectatori! Sunt Narcisa Ispas și vă invit la Minutele de Parenting. Mă aflu astăzi de vorbă cu doamna psiholog Ramona Accenti. Ramona, ca de obicei, este o plăcere să stăm de vorbă. Bună Mulțumesc dimineața. Că m-ai primit. Mă bucur că ați venit. Cum să nu? Întotdeauna cu plăcere. Astăzi vreau să discutăm despre impactul notelor de la școală în succesul pe care îl vor avea oamenii în viață. Ce părere ai? Ce părere am? Eu nu-mi chinui copiii să ia note bune, dar nu-mi pică bine când le ia pe alea proaste. Sincer. Nici mie nu-mi pică bine, pentru că noi am fost, cred că facem parte din generația care ne eram comparați cu ceilalți. Da, și, da, da. Mie cel puțin deseori mi s-a spus ce bun e ăla, ce note bune are, ce bine învață. Eu nu am fost neapărat doar cel de 10, mai bun. Cel mai bun. Am avut note de toate felurile. Deci n-a, ești n-a un psiholog mai, de succes, nu? N-a fost nici cea mai slabă, nici acum cred că nu sunt cea mai cea. Dar important e să am încredere în mine, știi? Exact, exact. Și eu cred că asta trebuie să inoculăm copilului. Într-adevăr, trebuie să ai niște cunoștințe, că până la urmă... Nu poți să pleci așa din școală tabula rasa, nu? Da, tabula rasa, dar pe de altă parte e foarte important să formezi un caracter și un... și niște valori după care să mergi în viață, pentru că în niciun loc de muncă nu o să fii acceptat și apreciat dacă o să fii un leneș, dacă nu o să muncești, dacă nu... Poți să fii foarte bun în ceva, dar degeaba ești. Să le știi pe toate, dar dacă nu ești conștiincios, dacă omul nu se poate baza pe ceea ce spui tu, pe dacă ți dă o sarcină și tu spui da, o fac mâine și mâine n-ai făcut nimic, nici măcar n-ai început-o, dacă nu ai capacitatea de a lucra în echipă, de a te sfătui cu ceilalți, așa încât să scoateți cel mai bun produs din, din ce știți voi, degeaba ai fost de 10 la școală. Corect. Hey, hai să descălcim puțin problema asta și să vedem de ce totuși părinții insistă ca ai lor copii să fie numai de FB-uri și numai de FB-uri cu bravo eventual, pentru că așa la mine, la clasa a treia, fiicei mele, când se ia FB cu bravo, sunt cei mai fericiți copii. Dacă e fără bravo, scade entuziasmul. Da. Toți ne dorim ce e mai bun. Ne dorim să fim cei mai buni, cei mai frumoși, cei mai suntem deștepți, sincer, să avem până la urmă, cea mai bună, vrem notele cele mai bune, cea mai frumoasă mașină, cea mai frumoasă apartament. Dar până la urmă, dacă stăm și ne gândim noi bine, asta e cel mai important. Ce e cel mai important în viață? Să fii... Da. Să ai tot timpul FB cu bravo sau să te simți bine acolo unde ești, în locul în care ești, încrezător și fericit, până fericit la urmă. Cu tine, exact, să ai acea bucurie interioară la care te poți întoarce fie că ai luat un I, fie că ai luat un FB cu bravo, știi? Da. Și da, e important oarecum competiția asta, că ne susții competiția în clasele eu copiilor? Eu susțin competiția, eu susțin competiția cu tine însuți. Cu tine însuți. Însuți. Mm-hmm. Da, întotdeauna spun, măi, până la urmă tu îți dai seama că știi mai bine decât ieri, tu îți dai seama că dacă ai făcut și ai învățat azi ești mai bogat. Am fost foarte încântată când... am fost la Cernăuți zilele trecute și fiica mea știu să recunoască acolo un
un obiectiv din București, era undeva pe un perete. Și am zis, uite, vezi, ai, faptul că ai fost acolo și ai făcut poza, așa cum a zis doamna, și l-ai recunoscut, este bucuria ta. Tu n-ai făcut asta doar pentru a primi FB-ul și aprobarea doamnei. Ci pentru tu tine. Tu ai făcut-o pentru tine. Uite, faptul că tu acum te bucuri că ai văzut imaginea aceea și ai recunoscut-o, ai știut că acela este Ateneul Român și te-ai gândit, mamă, dar uite, aici e Ateneul Român și noi suntem la Cernăuți. Tu ai simțit acea bucurie, pentru tine a fost. Deci da, n-a fost da. Pentru că i-ai trimis acum un an doamnei poză cu tine în fața deci Ateneului. Deci le spune părinților da? Să încurajeze bucuria copiilor lor mai mult decât evaluarea exterioară. Exact. Pentru că notele vin și pleacă și notele da, nu-ți condiționează starea de bine, starea de fericire. Chiar dacă, să zicem, mie mi se pare periculos să fii și în postura aceasta de cel mai bun. Pentru că dacă ești obișnuit să fii privit doar cel mai bun, se prea poate, este cel mai probabil că mai devreme sau mai târziu viața te va lua la palme. Și vei lua note proaste, din diferite puncte de vedere. Fie note sau clar, poate pe ceilalți te vor îndepărta. Da. Mi s-a întâmplat, am avut câteva cliente la un moment dat care mi-au spus că am fost cea mai bună din clasă. Și am rămas singură. Și am rămas singură. La un moment dat am vrut să iau note rele și nu am mai învățat pentru a vedea cum este să fii integrat trist. În rândul celorlalți. Pentru că fiind cel mai bun, la un moment dat te diferențiezi foarte mult de ceilalți. Ești undeva acolo pe un piedestal, ăla este cel mai bun, nu ne putem apropia pentru că noi ăștia mai mediocri, na, noi ne înțelegem mai mult pe noi, nu îi înțelegem pe cei de acolo de sus. Și atunci e periculos și așa. De aceea trebuie să învățăm copilul să aibă de toate, să treacă prin toate emoțiile. Până la urmă, școala este un loc în care învățăm despre viață. Așa ar trebui, nu? În primul rând. Așa ar trebui. Ce părere ai despre vorba asta și cu asta ne apropiem de încheiere? Oamenii care au reușit în viață sunt cei care au fost, nu neapărat mediocri, dar oricum copii la școală de 7-8. Este adevărat? Acei copii au avut timp, cred că, de toate. Au avut timp și să învețe, pentru că e necesar să și înveți, să știi să ai anumite cunoștințe temeinice, dar e necesar să te joci. În primii ani de viață este foarte important să te joci. Deci să te joci, joaca este mai importantă pentru stima de sine și pentru fericirea copilului și pentru succesul pe termen lung, chiar decât notele acestea pe care noi tânjim să le vedem la copiii noștri. Da. Știți cum noi tânjim, de fapt, după bucuria de moment. Am luat un FB, sunt foarte fericit, mă simt foarte bine acum, mă mai simt bine încă o oră că mă duc acasă și spun mamei tatălui, după care se stinge. Dar faptul că eu am învățat niște noțiuni pe care le știu pe termen lung, aia este adevărata mulțumire, pentru că eu peste câțiva ani o să mă bucur să vorbesc despre ceea ce știu până corect, la urmă. Corect. Și despre ceea ce îmi place, că până la urmă de ce aș învăța niște lucruri care nu-mi plac? Corect. Și totuși copiilor le este băgată pe gâtul ta materie pe care nu o iubesc. Copiii nu iubesc toate lucrurile pe care le învață. Da, din păcate școala românească... Mă rog, hai să presupunem că se uită și cadre didactice, educatori, învățători. Nu mai departe, hai să rămânem aici la ăștia mai mici. Ce le transmiți? Să încurajeze competitivitatea cu el însuși la copil și nu cu ceilalți. Să fie aproape de copii și să iubească. Să-i iubească și pe cei care iau un I, dar și pe cei care iau un FB. Și să nu facă diferențe între copii, pentru că este foarte dureros ca un copil care poate învață mai greu, poate n-a ajuns la stadiul ăla în care corect. Se poate să învețe ușor, pentru că fiecare copil se dezvoltă până la urmă în ritmul lui. Corect. Și e foarte dureros când ai o perioadă de note mici și vezi că ai scăzut în un ochi învățătorului și că parcă nu te mai bagă atât de mult în seamă și te lasă mai deoparte și tot timpul este vorba doar despre unul sau doi copii din clasă. Da, din nefericire scade nu putem... Scade mult stima copilului și încrederea în el că poate. Din nefericire nu putem discuta despre învățământ diferențiat pentru că nu există așa ceva în mentalitatea românească. Însă, dacă există un pic de efort din partea cadrului didactic, și îi privește cu prețuire pe toți copiii, și cei mai buni, și pe cei mai puțin buni. Și dacă părintele înțelege
de fapt, cum se poate dezvolta un copil care să fie un om de succes, ar face o echipă extraordinară și copilul chiar ar deveni de succes. Ce le transmis părinților care, așa ca noi, au fost crescuți în perioada aceea când 10-le era cel mai important? Le transmit același lucru ca și învățătorului, să fie alături de copil indiferent de nota pe care o ia. Și să-l aprecieze pe copil în totalitatea lui, nu doar prin prisma notelor care vine de la școală. Să aprecieze și faptul că acel copil e fericit, că se joacă. E foarte important ca să vezi un copil că se joacă. Oh, uneori parcă prea mult. Da? Cum e atunci când e bolnav și stă în pat. E foarte trist pentru noi. Nu mi-ar mai interesa nicio notă în momentul ăla. Important e să-l vedem că e viu. Deci părinții ar trebui să privească mai departe de notă, dincolo de notă, și să vadă valoarea copilului. Mulțumesc, Ramona! Toate bune! Dragii mei, vă mulțumesc și vouă că ne-ați stat alături. Vă doresc o zi frumoasă în continuare! Bună dimineața, Fabian! Bună dimineața, dragi telespectatori! Sunt Narcisa Ispas și vă invit la momentele pentru părinți și copii. Astăzi mă aflu la editura Herald, unde stau de vorbă cu psihologul Sorin Lucaci. Sorin, mulțumesc din suflet că ți-ai luat timp astăzi să stăm de vorbă. Cu drag, bine ai venit. Mulțumesc. Astăzi vreau să îți propun să vorbim despre un subiect care mie mi s-a părut tare interesant. Pentru că reflectă realitatea cotidiană din fiecare familie. Nu știu, tu să-mi spui dacă e așa sau nu. Da, așa este. Familia poate fi un colț de cer sau poate fi un câmp de luptă. Și nu știu dacă trebuie să privești prea departe decât în propria familie ca să-ți dai seama de realitatea asta. Întotdeauna parcă sunt două forțe care luptă continuu să descentreze liniștea și bucuria familiei. Cum reușim să aducem la linia de plutire sau cum reușim să echilibrăm situația într-o familie astfel încât să fie în acea familie un colț de cer? În primul rând, așa cum spuneai despre jocuri și lupta pentru putere, într-adevăr, atât în relația de cuplu, cât și în relația părinte-copil, există, din păcate și am să spun și din fericire și am să exemplific. Din păcate există luptă pentru putere. După o anumită perioadă de timp, să spunem, eu știu, un an de zile, 2 ani, după ce toate lucrurile sunt frumoase, eu știu, curg de la sine, lapte și miere. Exact. Relația de cuplu apare lupta pentru putere. Noi vorbim despre o perioadă de proiecții la început, când proiectăm foarte mult. Nevoile noastre le proiectăm și le oglindim în celălalt. Bineînțeles că noi nu vedem defectele sau prea puțin sau oricum și dacă le vedem, spunem, mergând pe ideea compromisului, nicio problemă, poate cu timpul o să se schimbe. Încercând în mod eronat să schimbăm, să da, facem cea mai mare greșeală, da, nu o luăm așa cum este, nu o acceptăm și încercăm să o schimbăm pe un tipar, iarăși pe un tipar cultural cu care noi venim de acasă, din familia de proveniență. Toți avem niște proiecții în minte și niște criterii în momentul în care selectăm și vrem ca partenerul să fie într-un anumit fel. După ce trece perioada hormonală, apare această luptă pentru putere și atunci probabil că și certurile, discuțiile, micile tensiuni sunt mai frecvente în relația de cuplu. Așa cum există în relația de cuplu, există și în relația părinte-copil. Dacă ele sunt ceva mai mici în momentul în care apare copilul sau în primii ani de viață, ele se acutizează pe măsură ce copilul ajunge la un anumit grad de conștientizare și are, să spunem, oarecare capacitate de discernământ, ajungând, bineînțeles, la adevărate, să le spunem, drame în jurul vârstei adolescenței, undeva în jur de 15, 16, 17 ani, când foarte mulți părinți se plâng că nu se mai înțeleg cu copiii. Când vorbim despre lupta pentru putere, trebuie să ne gândim automat la felul în care noi încercăm ca familia să nu mai fie un teatru de război și să încercăm, exact cum foarte frumos spuneai tu sintagma aceasta, să fie
un colț de cer sau, cum spune John Kabat-Zinn în cartea Mindfulness pentru părinți, fiecare zi să fie o binecuvântare. Aici vorbim despre mindfulness pentru că este unul dintre... Ajută-ne să înțelegem termenul, poate că nu toată lumea termenul de mindfulness înseamnă atenție conștientă și are cumva echivalent sau este sinonim cu termenul de awareness, cel de conștientizare. Când vorbim de mindfulness, vorbim despre o anumită stare de conștientizare. Adică să fii cumva prezent în propria exact. Viață, să nu te lași trăit de viață. Să fii prezent, da, e foarte frumos spus, să fii prezent în propria viață, să nu te lași tu trăit de viață, ci să trăiești tu viața, să nu fii ancorat în darele trecutului, dar nici să privești cu neîncredere și cu nesiguranță și cu suspiciune, cum spune Ellen Watts, spre viitor și să încerci realmente să trăiești prezentul. Pentru că de cele mai multe ori sunt părinți care ori trăiesc cu grija aceasta sau cu nostalgia trecutului și cu grija față de viitor, uitând să trăiască prezentul alături de copiilor. Cred că e cea mai mare dramă care poate exista. Da, este, pentru că cumva mindfulness-ul pentru părinți are legătură și cu timpul de calitate pe care părinții îl petrec cu copilul. Degeaba ești prezent, să spunem, în casă, poate toată ziua, da, o mămică care stă acasă și își îngrijește copilul, dacă mămica aceea are cu totul și cu totul alte activități, nimeni nu spune ca 24 de ore să stea numai în conectare cu copilul, dar copilul are nevoie de cel puțin o oră pe zi de contact fizic cu mama, de contact vizual. Și aici vorbim despre vorbe despre, pe care mama îi le adresează copilului și invers, despre gesturi, aici vorbim despre joc, iarăși jocuri și conectarea este foarte importantă, relația părinte-copil. Aici vorbim despre îmbrățișări, vorbim despre contactul vizual, contactul facial. Lucrurile astea sunt foarte, foarte importante ca copilul să primească încurajări, să simtă că părintele este acolo, prezent. Mm-hmm. Și asta înseamnă atenția conștientă. Hai să ne întoarcem la unul dintre cei doi sau trei într-o familie care realizează că se află într-un conflict aproape permanent. Realizează, devine aware, devine mindful. Ce face? Pentru că nici nu vrei să fii călcat în picioare. Nu. Vrei dreptatea ta, să o scoți în evidență. Da. Dar nici nu mai vrei circul de dinainte, nu? Dreptatea, cumva, dreptatea și tendința de a avea dreptate sau de a spune întotdeauna, de a avea ultimul cuvânt, are legătură cu lupta pentru putere atât în cuplu cât și în relația părinte-copil, din păcate. Important este să stabilim niște limite și niște granițe. Uh-huh. Da. Vorbim cu copilul și aici vorbim despre respect. Vorbim cu copilul și îi spunem acest lucru, că în relația noastră trebuie să existe niște limite, niște granițe. El nu că nu are voie, dar trebuie să-i explicăm cumva pe limbajul lui că anumite lucruri nu se fac. Da? Indiferent de contextul, mai ales dacă suntem într-un loc public și în momentul în care suntem văzuți de ceilalți, putem să lăsăm o impresie defavorabilă asupra noastră, eu, părinte și copil. Și atunci dacă noi stabilim aceste granițe, limite, ce este bine, ce nu este bine pentru copil, până unde se întinde această limită a copilului. Și aici vorbim, iată, și aici vorbim despre negociere. Pentru că în momentul în care vorbim despre respect și vorbim despre înțelegere și despre empatie și comunicare în relația părinte-copil, automat apare și partea de negociere. Și nu trebuie luat neapărat ca pe un troc sau ca un barter, ci pur și simplu că pentru copilul trebuie să înțeleagă că pentru o relație sănătoasă cu părintele și nu numai cu părintele, chiar pentru a învăța un anumit model de funcționare a unor relații în relațiile pe care copilul le va avea în viitor, pentru că primii oameni cu care interacționează copilul sunt părinții. Copilul învață de la părinți.
Și atunci învață și din relația părinte-copil și din relația pe care cei doi părinți o au unul cu celălalt. Corect. Și ei, la un moment dat, învățând niște tipare funcționale, perpetuează aceste tipare și știu că există niște limite și niște granițe care trebuie respectate atâta timp cât am căzut, foarte important, am căzut de comun acord. Aceste limite și granițe nu se fac unilateral. Nu vine mama sau tata să stabilească niște granițe pe care copilul trebuie să le respecte și nici invers. Aici voiam să ajung. Probabil că primul pas în stabilirea, în constituirea unui colț de cer sau a unei binecuvântări zilnice într-o casă, este acela de a face un comitet de familie în care stabilim limite. Corect, așa cum tu ai spus. Tot prin comunicare, exact. Niște mici, hai să le spunem, ședințe, da? În care se discută exact niște lucruri care trebuie nu doar spuse, ele trebuie și respectate. Și de comun acord. Exact. Și dacă respect eu, respectă și tata și mama, pentru că dacă îmi cer tu mie ca părinte să le respect și eu nu le respect, nu prea merge. Exact ce spuneam mai devreme, modelul parental. Tata fumează, dar tu n-ai voie. Corect. Nu merge. Modelul parental este extrem de important, pentru că copiii fac ceea ce văd la părinți ca acțiuni și nu doar din ceea ce spun. Ok, primul pas, conștientizarea limitelor. Dacă poți să ne mai spui câțiva pași pentru a ne lămuri că trebuie să citim această carte Mindfulness pentru părinți când fiecare zi e o binecuvântare. Pentru că mindfulness-ul este un termen, un concept relativ nou, care, așa cum spuneam mai devreme, înseamnă a fi prezent și înseamnă atenție conștientă, să fii conștient de faptul că ești aici și nu ești cu mintea, dar ești aici cu tot și cu corpul și cu mintea și cu sufletul și nu ești cu mintea în altă parte, înseamnă conectare. Conectare. Și asta înseamnă conectarea cu copilul și este foarte important să înțelegem acest termen, să ne luăm cât mai multe informații despre ceea ce înseamnă mindfulness și cum se aplică mindfulness-ul în zi de zi, pentru că el se aplică de fapt în toate domeniile vieții noastre, cu precădere în relația părinte-copil. N-ar trebui să ne sperie termenul, nu? Nu, de ce să ne sperie? Este un termen occidental, englezesc, și care, dacă este rupt în bucăți, exact asta și înseamnă. Mindfulness înseamnă atenție conștientă. Mulțumesc! Se pare că drumul spre binele unei familii, spre binecuvântarea aceea zilnică, nu este chiar atât de greu, ci primul pas ar fi conștientizarea propriei persoane, după care încercarea de a împrăștia această nevoie de conștientizare și la ceilalți și a stabili limite, a le respecta și așa mai departe. Cu siguranță! Mulțumesc frumos, Sorin! Eu mulțumesc! Dragii mei, iată că avem ocazia să ne creăm un colț de cer în propriile familii. Fiecare zi poate fi o binecuvântare, dacă vrem acest lucru, dacă dorim să devenim conștienți de noi înșine și stimulăm și pe ceilalți la același lucru. Vă doresc o zi frumoasă în continuare! Bună dimineața, Fabian! Bună dimineața, dragi telespectatori! Sunt Narcisa Ispas, vă invit la momentele de parenting. Astăzi stau de vorbă cu Gabriela Maruf. Gabriela, mulțumesc din suflet pentru timpul acordat. Mulțumesc și eu de invitație. Ești specialist de parenting. Ești omul care le vorbește părinților pe limba lor. Da. Și numai părinții știu cum este. Una dintre problemele cele mai greu de administrat ale părinților sunt crizele de furie din viața copilașilor lor. De ce? Pentru că mă simt legat de mâini și de picioare, nu știu ce să fac. Și atunci când un copil se înfuriază, stârnește așa o furtună în sufletele părinților care vor să-și vadă copiii fericiți. Ori un copil furios nu este un copil fericit. Da, și cumva și ei au simțit pe pielea lor furia reprimată, că n-am avut voie să fim furioși. Și atunci când vedem furie în altul, întindem și noi să-l oprim. Îi punem mâna la gură, îl luăm în brațe, îi dăm tot ce vrea, numai să tacă. Exact. Gabriela, pentru noi ce greu de procesat. Ce facem cu copiii furioși? Cred că ar trebui să ne dezbrăcăm cumva mental de toate privirile și de toate convingerile pe care ni le-au pus alții în cap. Pentru că mai ales dacă copilul face o criză în public, evident că ce văd oamenii și ce cred oamenii devine cumva mult mai important pentru noi decât problema copilului nostru. Imaginea? Da.
E mai important de ce spun ceilalți și atunci eu asta sfătuiesc toți părinții, să se închidă așa ca într-o cutie în care sunt doar ei și copilul, ca să poată să vadă care este problema exactă, ce a determinat în copil reacția și emoția asta mare de furie. Pentru că dacă eu mă concentrez pe altceva, n-am cum să oprez niciodată, să o gestionez, de fapt, că de oprit... Pot să opresc. Pot să opresc, corect. De oprit pot să opresc, abuzând de un comportament nepotrivit, și pot să opresc copilul. Dar ca să o pot gestiona, trebuie cumva să mă blochez. Să ies din cadru. Nu mai există nimeni. Nu mai există nimeni în afară de mine și de copilul meu, și problema mea cea mai mare nu e ce face copilul, e de ce. De ce se întâmplă lucrul ăsta. De cele mai multe ori, crizele de furie sunt așa, le asemăn eu cu vulcanul. Adică dacă n-au reușit să aibă reprize mici de plâns și de supărare, care au eliberat o anumită pulsiune, o anumită tensiune interioară, dacă tot timpul copilul a fost oprit din plâns, oprit din supărare, oprit din, că n-ai niciun motiv să fii supărat, n-ai niciun motiv să plângi, ești băiat mare, ești fată mare, nu știi mai bine ce simt ceilalți, corect, atunci ele se strâng și cumva explodează asemenea unui vulcan sau unui cutremur. Unde ți-e mai drag, nu? Unde ți-e mai drag, pentru că copiii știu întotdeauna că ăla e locul și momentul în care pentru poate, spectacol. Pentru că acasă ai șansele să-l oprești. Acasă ți-e mai ușor să oprești în public, poate să-ți fie rușine să aplici aceeași metodă de acasă. Și cum sunt ei isteți, da, trebuie să experimentezi odată să vadă că acolo mama nu m-a oprit. Și evident că a doua oară tot acolo. Las că ți-o fac eu ție. Exact. Neapărat las că ți-o fac eu ție, cumva. Ăsta e momentul în care pot și eu să mă eliberez, cumva, pentru că e tot dintr-o nevoie vine. Și atunci, fie că eu ți-o fac eu ție, fie că e altceva, e momentul copilului de eliberare. Și atunci, deci, scuze-mă, vreau să te opresc un pic, nu pentru că n-ai fi spus ceva interesant, dar vreau să stabilim niște hotare aici. În primul rând, crizele de furie apar pentru că nu a fost gestionată corect furia în alte momente? Da. Și ar trebui să le oferim copiilor ocaziile de a-și descărca furia. Da. În mod sigur. Da, de furia sau tristețea sau dezamăgirea sau frustrarea, sunt foarte multe emoții pe care copiii le-au trăit și probabil n-au fost gestionate eficient. Fie n-au fost lăsați să plângă, pentru că plânsul este o metodă de descărcare, așa cum e și râsul, oftatul, căscatul și alte forme de prin care noi ne descărcăm de o energie anume. Și sunt copii care funcționează pe râs, sunt copii care funcționează pe plâns. Deci nu e musai să obligăm copilul să plângă sau să-l activăm să plângă când simte o emoție, ci mai degrabă să-și o descarce în felul în care poate el. După care sunt copii care se descarcă prin râs. Le place foarte tare să... sunt tipologii și tipologii. Interesant. Da, e important ca părinte să știi, nu doar să citești anumite informații, cum ar fi, de exemplu, plânsul e foarte important și acum toți copiii trebuie să plângă. Unii care plâng, unii care râd, unii care au alte metode, care dau din mâini din picioare, care țipă, care nu știu, depinde de copil și noi trebuie să știm cam unde ne învârtim, care e metoda de descărcare. Dar ideea principală e că dacă nu l-am lăsat să se descarce, în ce mod e el făcut să facă asta, da, se strânge și cumva își descarcă emoția ori 100. Pentru că nu m-a putut. Primul pas pe care tu ne l-ai transmis ar fi ca părinte să gestionezi treaba asta, este să ieși din cadrul social în care te afli, să intri în cadrul restrâns al relației tale cu copilul. Da. Și următorul pas, să afli ce s-a întâmplat. Da, exact. Ulterior, a aflat ce s-a întâmplat, cred că e bine să-i ajutăm și pe ei să se descarce. Adică eu m-am blocat mental în cutiuța mea, sunt doar eu cu copilul meu, mă interesează doar criza lui și ceea ce s-a întâmplat. Și acum hai să vedem cum reușesc să-l fac să-și descarce emoția, indiferent că sunt în public sau că sunt acasă, după care evident să aflu ce a stârnit lucrul respectiv. Ca să putem să gestionăm corect o criză de furie, avem niște pași care de obicei sunt utili în orice situație. Ia să vedem. Da. Cumva, cred că auzim foarte mult despre termenul ăsta de conectare, că trebuie să ne conectăm cu copilul, să ne conectăm, când te conectăm, reconectăm, cumva, dar nimeni nu ne spune că în momentul în care un copil este furios și noi ca părinți ne... Da.
Noi mergem să ne conectăm cu copilul, el nu se conectează cu noi, că nu e așa ca un aparat electrocasnic, o am un pic să-l scatem și e așa facil. Nu e ușor. Și cred că e o altă sursă de frustrare pentru părinte. Eu nu pot să mă conectez cu copilul meu. Mm-hmm. Pentru că cumva nimeni nu spune părinților ce ar trebui să facă înainte să se conecteze. Înainte de conectare, este musai la ființele umane să avem un prim pas care se numește calibrare. Trebuie să ne calibrăm cu starea emoțională a celuilalt. Pentru că fie putem să avem o stare emoțională joasă, să ne supărăm noi, să ne furiam noi mai rău decât furia copilului nostru, fie dacă suntem într-o etapă bună, să spunem, avem o zi bună, să fim într-o stare superioară, zic, oh, dragul mama, dar n-ai niciun motiv, uite soarele pe cer, uite ce frumos. Da, este super intruziv și suntem efectiv în stări diferite. Noi trebuie să ne calibrăm, să încercăm să ajungem emoțional, să venim la nivelul lui. Uh-huh. Și unul dintre pași ar fi să venim fizic la nivelul lui. Adică dacă stă ghemuit, să ne ghemuim și noi, să vedem în ce formă stă copilul nostru ca să putem să ne calibrăm fizic întâi cu el. Ulterior poate avem același nou verbal, aceeași respirație, cumva. Ce se întâmplă? Ne ajută biologia, ne ajută neurofiziologia umană. Dacă stai într-o poziție anume, de exemplu dacă zâmbesc fals acum, așa, și dacă zâmbesc că mă bucur, mi se mișcă aceiași mușchi ai feței, fluxul de sânge începe să circule asemănător, okay. Și atunci în creier ajunge mesajul, omul ăsta e fericit. Și dau drumul la serotonină. Cumva face parte din fiziologia umană. Și atunci dacă stau așa, eu n-am cum să simt altceva vreodată decât tristețe. Sau, sau ceea ce simte copilul meu în funcție de poziția pe care o are. Și atunci, este trist, și atunci abordez poziția asta și o să văd că ca prin minune, poate nu chiar în aceeași stare, dar oricum niciun caz într-o stare bună, niciun caz într-o stare de extaz. O să intrăm și noi într-o stare neplăcută și atunci e mult mai ușor să-i validez emoția. Nu să mai vină ca o minciună, ca ceva fals. O, văd că ești trist, văd că ești supărat, dar eu de fapt nici nu văd nimic și nici nu simt nimic. Înțeleg că ești supărat, dar eu nu înțeleg nimic, că eu sunt în altă stare. Și atunci evident că nu se face conectarea. Cum se face conectarea? Asta e pasul premergător conectării. Da, exact. Trebuie să ne calibrăm, că atunci când ne-am calibrat, putem să validăm emoția, să spunem realmente ce credem noi că simte copilul. Copilul întotdeauna ne va corecta dacă nu e emoția respectivă, nu trebuie să ne înfricoșăm și atunci când copilul vede că noi simțim și îi validăm emoția, are mai multe șanse să spună da sau să plângă și mai tare, să înceapă să-și descarce realmente emoția. Aia e un moment de conectare, chiar dacă părinții zic că aoleu, plânge și mai rău. Ăla e un moment de conectare pentru că la nivel cerebral copilul înțelege că mama l-a înțeles. Mama m-a văzut, a înțeles exact ce am simțit. După care îi suntem alături în timp ce își descarcă emoția. Atunci putem să cuprindem, să îmbrățișăm copilul. Se lasă îmbrățișa și spune-te dragul mamei sau draga mamei, stau aici cu tine până reușești să-ți descarci emoția. Cu copiii mai mari care au nevoie de intimitate, putem să-i lăsăm să-și descarce emoția dacă ne-o cer în altă parte decât suntem noi. Putem să-i întrebăm doar dacă vrem să fim în raza lor vizuală, ei pot să ne spună da sau nu și dacă spun nu și vor în camera lor, un sfat pe care îl dau eu întotdeauna părinților este să-i roage pe copii să lase ușa deschisă, pentru că nu știm tipologia, bine, părintele poate să o cunoască, eu personal nu o cunosc și nu știu dacă e o persoană autodestructivă și nu știu ce va face acolo și prefer să lase ușa deschisă. Deci ne calibrăm, ne conectăm, ajutăm la descărcarea emoției, după care putem să ajungem la ce s-a întâmplat. Hai să vedem. Ce s-a întâmplat, de fapt, de cele mai multe ori întrebăm, Doamne, ce ai pățit? Ce s-a întâmplat din prima? Când ea, de fapt, este undeva la final. Și am putea fi înțelegător dacă un copil foarte, foarte mic spune, nu știu.
Pentru că el, dacă chiar are multe încărcate și acolo s-a descărcat emoția, el chiar are toate șansele să nu știe de ce s-a întâmplat asta. Neapărat vreau să spun că nu punem bandaj emoțional la copil, adică nu îi închidem gura cu altceva. Hai că să ne uităm la desene sau hai să-ți dea mama o ciocolățică sau hai să-ți cumpăr nu știu ce. Asta se numește bandaj emoțional. Adică e mai ușor de folosit de către părinți. Da. Dar cumva, în plan fizic, știm că nu avem voie să punem un bandaj peste o rană nedezinfectată. Okay. Știm foarte sigur, m-am julit, întâi mă dezinfectez și după aia îmi pun bandajul. Dar la rana asta emoțională, cumva, ne grăbim să punem bandajul și evident păi că se suprainfectează. Nu cere atât de mult efort pentru părinte. Da, părintele corect. Nu trebuie să calibreze, trebuie să se conecteze. Da, pur și simplu împlinește o nevoie. Hai, am rezolvat-o și am merg mai închis-o, departe. Am bandajat-o și aia e, fără să știe că pe sub bandajul ăla se produce exact același fenomen ca la rana fizică. Dar cum se suprainfectează rana fizică dacă nu o dezinfectezi, tot așa se întâmplă și cu cea emoțională. Oh, voilà! E extraordinar! Mă bucur tare mult că am discutat despre această problemă, pentru că aveam nevoie eu personal să-mi stabilez mai bine pașii aceștia, deși vreau să-mi iau timp pentru copiii mei. Știi foarte bine că nu întotdeauna este ușor, corect. Posibil și așa mai departe. Și vreau să fie fericiți ca orice părinte. Da, orice corect. Părinte dorește să-și facă... Orice părinte are întotdeauna cele mai bune intenții. Da, nu ne este întotdeauna, dar uite, pas cu pas învățăm. Da, corect. Gabriela, îți mulțumesc din suflet pentru timpul acordat. Apreciez din toată inima faptul că ne-ai oferit aceste sfaturi și sunt convinsă că mulți părinți pot beneficia de ele. Mulțumesc tare mult și eu de invitație. Dragii mei, iată că putem face față momentelor de agresivitate din partea copiilor noștri dacă ne luăm timp să facem pașii aceștia simpli, par foarte simpli, dar trebuie să ne oferim copiilor noștri atât ca timp, cât și ca persoane, cât și ca stare sufletească, în așa fel încât ei să se poată conecta cu noi și să-și poată manifesta durerile pe care le-au în sufletele lor. Vă doresc o zi superbă în continuare! Bună dimineața, Fabian! Bună dimineața, dragi telespectatori! Sunt Narcisa Ispas și am venit cu o nouă rubrică pentru părinți și copii. Astăzi stăm de vorbă cu Delia Aldescu-Cioboncan, psiholog, psihoterapeut. Mulțumesc, Delia, din suflet că ne ești alături! Bună ziua, din nou! Delia, venim cu partea a doua a discuțiilor noastre și anume cum ne descurcăm în autoizolare. Acum sunt două direcții pe care aș vrea să merg. Una este latura pozitivă, este bine că suntem împreună cu cei dragi. Pe de altă parte, este greu să stai în casă, mai ales când ai copii relativ mititei. Ce facem în sensul ăsta? Cum facem față provocării de a sta în aceeași casă 24 de ore din 24, în așa fel încât să fie și frumos? Aș începe cu o notă umoristică spunând că înainte ne doream foarte mult să avem această posibilitate de a petrece mult timp împreună, fie cantitativ, fie calitativ, în afară de concediu. Și se spune așa, că ai greu ce-ți dorești, se poate împlini. Iată că acum mi se împlinește acest lucru. Nu ar fi fost posibil, probabil, într-o altă situație, ca atât de mulți oameni, nu numai dintr-un oraș, din toată lumea, să beneficieze de un atât de lung timp, adică de câteva săptămâni, și asta poate doar începutul este, nu știm exact cât va dura. Exact. Care stau împreună? Oamenii apropiați, familia. Dar nu suntem obligați să stăm cu persoane necunoscute sau cu persoane care nu ne înțelegem. Să zicem totuși, mergem de la ipoteza că membrii familiei, de aia fac o familie și rămân în continuare într-o familie, pentru că sunt oameni care se iubesc, se înțeleg. Adelia, aș vrea să te întreb ceva. Este adevărat că noi spunem că ne iubim și ne înțelegem, însă nu cumva există riscul ca stând foarte mult timp împreună să descoperim lucruri care ne calcă pe nervi? Atât la parteneri cât și la copii? Ai anticipat exact ceea ce vreau să merg mai departe, dar am zis că fac o introducere ca să nu se sperie dacă le spun direct ce am de spus. În afară de luna de miere, probabil când cei doi căsătoriți, da, bărbat și femeie au stat împreună destul de mult timp, ulterior au trebuit să se apuce de treabă, să muncească și cred că mai multe ore petrece în mediul de afară, la servici sau la școală sau în alte părți, decât orele pe care le petrecem împreună ca și membri ai familiei.
Uh-huh. Are acest timp petrecut împreună destul de puțin înainte de această criză, a făcut să, ca noi, inclusiv dacă avem o relație disfuncțională, să meargă. Să meargă pentru că am avut timp de contact destul de puțin, ne rezolvam o parte din nevoi în relațiile cu alte persoane, da? Însă acum acest lucru nu mai este posibil și noi trebuie cumva să ne reconectăm și să ne satisfacem nevoile păstrând doar aceste relații, relația cu membrii familiei, părinți-copii, soț-soție. Ideea este că, cât așa ca și o notă umoristică, să spunem, când vom ieși în această criză, probabil că multe familii vor divorța sau probabil că în perioada scotelor de iarnă nu avea foarte multe nașteri. Nu știu încă probabil cine, în ce categorie se va plasa, pentru că, cum am spus, încă nu știm când va dura această izolare de restul și unitate, contactare și conexiune cu membrii familiei. Uh-huh. Dacă vorbim la modul general, s-ar putea ca pentru mulți dintre noi aceasta trebuie să fie o provocare, pentru că e nevoie ca să ne adaptăm, să ne conectăm și să ne acceptăm și să putem să ne facem fiecare în funcție de spațiu pe care le avem la dispoziție și fizic și intim, treburile unei lucrăm în continuare. Exact. Și copiii trebuie să-și facă ședințele sau cursurile online. Unii și le fac în același timp cu ceilalți. Deci este nevoie de o nouă adaptare, așezare a lucrurilor, pentru ca să nu încălcăm spațiul acesta personal intim, să nu insecurizăm pe celălalt, intrând peste nevoile lui, peste timpul lui, peste... Și cred că acest lucru se întâmplă cu atât mai greu dacă vorbim despre faptul că poate o mai mare populație locuiesc în blocuri, în apartamente. Acolo e cel mai greu. Și nevoia noastră ne conecta la natură, de a face sport, de a vedea natura de afară, care acum e primăvara și iubătoare de viață. Acum ne-am stat închiși pentru că a fost chiar o lungă tram de timp și am ieșit afară doar pentru o scurtă vizită. Da, Delia, dar una e să stai în casă și să vezi că afară e zăpadă sau să simți că e frig, alta e să vezi cum copacii înfloresc și tu nu poți să te bucuri. Exact, deci poate să fie din mai multe puncte de vedere cu mai mare greutate. Iar pentru cei care stau la curte și pot să facă ieșiri aproape zilnice sau stau undeva într-o zonă în care poți să acceseze, nu știu, un parc, un câmp, cu siguranță mult mai multă ușurință, sau pentru cei care se pot separa unii de celălalt, adică, nu știu, să fie mai multe camere și părinții să stea într-o cameră, copiii într alta, sau unul să-și facă treburile. Deci este aici o încălcare acesta a spațiului și această apropiere care, în timp, chiar dacă mai de timp de vară, când ne reglementăm și dorim noi, este ok, binevenită, prea mult timp poate să suprastimuleze, să suprasatureze relația. Mm-hmm. Și tu ne-ai dat deja câteva sugestii, și anume să ne reorganizăm cumva viața, inclusiv mediul fizic, mediul online, în așa fel încât, respectându-ne timpii, să reușim să coabităm, da, și să fie și armonie în casă, pentru că, din câte am înțeles, din diferite surse, într-adevăr, agresivitatea în casele românilor a crescut și nu doar ale românilor, sunt convinsă, în multe case care trebuie să fie închise în perioada aceasta, atitudinea aceasta agresivă, certăreață, probabil că e la ea acasă și este trist. Aș vrea să te rog pentru un ultim gând. Cum îi încurajezi pe autoizolați? Un gând de speranță pentru autoizolați, să treacă cu bine, să-și păstreze optimismul și să gândească, băi, va fi bine. Cred că dacă aș fi să le spun acum, să le dau un sfat sau o idee, ar fi, cu toate că suntem într-o perioadă de criză, în care sunt destul de multe situații neplăcute, pe care le cunoaștem direct sau indirect,
Și multă lumea putea să spună, nu ar fi normal ca eu să mă simt bine când altul se simte rău. Totuși, este recomandabil ca să ne programăm cât mai multe activități care să ne încarce cu energie pozitivă. Să facem multe lucruri pe care ni le-am dorit sau ni le-am propus cu mulți ani în urmă. Și pe care dăm timpul, energia să le facem, le putem face acum. Să ne gândim mult mai mult, poate și la cum putem îmbunătăți relațiile în această perioadă, poate îmbune și cunoscându-ne la mai mult și cum să învățăm să trăim împreună, respectându-ne unul pe celălalt, nevoile, nivelul de, să spunem, adaptabilitate, de rezonanță, pentru că, iată, acum vedem și mai mult, probabil, că gândim diferit, gândim separat, simțim diferit și separat față de anumite evenimente. Că alegem să credem într-un lucru sau celălalt, că prefer să fac un lucru sau celălalt. De exemplu, părinții cu copiii spun de multe ori, mulți părinți spun, acum îmi dau seama că de nu este să fii profesor sau învățător. Ce așa, pentru că nu știu să facă, să asculte, să înțeleagă. Da. Iată că această perioadă este una revelatoare pentru mulți dintre noi și sperăm ca într-adevăr curba divorțurilor să nu ia în sus după această perioadă, ci cei mai mulți dintre noi să capete o nouă noțiune asupra familiei, să-și cunoască partenerii și mai bine și să-și iubească și mai mult, pentru că merită investit în relație acum cam niciodată mai înainte. Și de asemenea, cred că este un timp de... un timp de recreere extraordinar pentru părinți și copii. Mă gândesc că dacă până acum părinții nu aveau ocazia să se joace cu copiii și copiii tot timpul îi trăgeau de mânecă, ei, iată că a venit și timpul acela. Și având în vedere că nu știm cât va dura, deci să ne bucurăm de el, pentru că nu știm cum vom ieși din asta, măcar să ieșim cu zâmbetul pe buze și fericiți că ne-am clădit familia, nu? Un gând care l-am sesizat că l-am este că cât de greu o să ne fie când acest lucru se va termina. Asta e. Pentru că, într-adevăr, vom pierde anumite beneficii pe care acum le trăim și în momentul acela va trebui din nou să ne readaptăm probabil la ceva diferit, nu știu dacă va fi exact ca și înainte, dar va fi din nou probabil. Mergi la școală, mergi la serviciu, exact. Anumite activități pe care le făceam și până s-a venit această criză peste noi. Și ne vom dori atunci probabil din nou aceste beneficii, pentru că vreau să se înțeleagă, fiecare situație are pe lângă efecte negative și beneficii. Corect. Corect. Îți mulțumesc pentru că ne-ai încurajat, îți mulțumesc că ne dai posibilitatea să privim partea plină a paharului. Îți doresc succes în tot ceea ce ai de făcut și să ai un timp plăcut în familia ta. Mulțumesc, asumă tuturor. Dragii mei, vă doresc o zi frumoasă în continuare și spor la gândit pozitiv. O zi frumoasă! O să urmărim o rubrică Părinți și copii și o să verificăm cum merg pedepsele în educație pentru copii. Dacă merită să nu dau o recompensă bună, poate ar fi să faceți niște sushi pentru copilul dumneavoastră. Eu vă propun să rămâneți cu noi, urmărim rubrica Părinți și copii. Bună dimineața, Fabian! Bună dimineața, stimați telespectatori! Bună dimineața tuturor! Mă aflu astăzi în cabinetul, de fapt la editura Herald, unde domnul Sorin Lucaci ne-a primit cu căldură și de această dată. Domnule psiholog, mulțumim frumos! Mulțumesc și eu, căldură! Astăzi vă provoc să ne povestiți ce facem cu pedeapsa și cu recompensa în educația copiilor, pentru că suntem foarte tentați, noi părinții, să răsplătim comportamentele copiilor cele cu vârf și îndesat. Și nu doar. Dar pe cele indezirabile să le pedepsim. Le recompensăm imediat cu pedeapsa, care nu înseamnă neapărat ceva foarte grav, dar cu siguranță copilul este, fiind privat de un lucru sau de altul, se simte frustrat. Ce opinie aveți? Nici, așa cum spunea de altfel un autor foarte drag, mie, Alice Miller, tot în câteva cărți din colecția Parentaj a editurii Herald, cum ar fi Revolta Corpului sau Pentru Binele Tău,
nici pedeapsa, de nici partea aceasta coercitivă, de constrângere punitivă, nu este ok, cum nu este ok nici partea de recompensă. Este foarte normal, foarte firesc să înțelegem nevoile emoționale și dorințele copiilor. Nu nevoile noastre ca adulți, ca părinți sau dorințele noastre, ci să înțelegem nevoile și dorințele copilului. Și atunci recompensa trebuie să vină ca o satisfacere sau ca o împlinire a nevoilor copilului, nu ca un capriciu sau nu ca un moft. Adică în momentul în care copilul vine acasă cu note proaste, deci are un comportament din punctul meu de vedere ca părinte indezirabil, eu vin și cu etichetări pe deasupra. Etichetarea distruge efectiv un copil. În momentul în care eu vin și spun colegul tău sau colega ta, comparația, a luat note bune, a venit cu rezultate foarte bune la școală, iar tu ai venit cu rezultate mai slabe, el de ce poate și tu nu poți? Fără să ne gândim ca părinte că poate copilului nostru îi lipsește motivația. Și atunci noi trebuie să umblăm la aceste, la aceste resorturi, la emoțiile de substrat. În momentul în care îl încurajăm, copilul are nevoie de încurajări, copilul are nevoie de motivație, copilul are nevoie de susținere și să simtă părintele aproape. Nu că îl controlează, dar să simtă cumva aproape, că se poate baza pe părinte în momentul în care el are nevoie. Și atunci îi crește stima de sine. Automat, îi crește și respectul și dacă el va găsi o motivație și nu va fi o motivație extrinsecă, o motivație exterioară, eu vin cu note bune pentru că știu că mama mi-a promis un iPhone, da? Sau o tabletă sau orice să spunem că își dorește copilul. Nu, eu fac acest lucru și este posibil ca la un moment dat mama sau tata, ținând cont de nevoile și de dorințele mele, să primesc acel telefon și acel telefon chiar să întrunească o nevoie a copilului. Deci are nevoie copilul de un telefon ca noi doi să putem comunica, eu și copilul. Deci nu trebuie să vină neapărat ca am luat note bune sau am avut un comportament dezirabil, am fost cu minte, să spunem, eu primesc o recompensă. Nu am fost cu minte și am avut un comportament dezirabil, părinții m-au pedepsit. Nu ies afară, nu mai am telefonul câteva zile, nu mai am acces la internet și la laptop sau alte forme din acestea de coerciție și de constrângere în care copilul se simte automat și este fire să se simte așa, se simte frustrat. Deci nu-l pedepsim? Nici nu se pune problema de a fi pedepsit. Copilul trebuie luat și discutat cu el. Și în momentul în care noi îl facem cumva printr-o discuție blândă, calmă, îl facem să înțeleagă că el a greșit și că își acceptă. După acceptare vine și recunoașterea greșelii sau a vinii. Dar în primul rând el trebuie să accepte faptul că, într-adevăr, am greșit și nu numai că să accepte, și faptul că este omenește. Este foarte uman să greșești. Nesfârșitul lumii că s-a întâmplat asta. Exact. Și atunci când el va accepta și se va despovăra de sentimentul de culpabilitate, de vină, și va accepta cu seninătate, da, am greșit, nu trebuie să-mi fac un obicei din a greși în continuare, dar pe cât posibil trebuie să reduc cât mai mult aceste momente în care eu am o atitudine neplăcută, o atitudine indezirabilă față de alți copii în grupurile de școală, grădiniță sau unde se află el. Și atunci normal că în felul acesta copilul va înțelege acest lucru și îi va comunica părintelui. Va fi deschis și va veni chiar el să spună, pentru că vorbim de încrederea în sine. Mamă, tată, uite ce mi s-a întâmplat astăzi la școală. Tocmai pentru că copilul este ascultat. S-a întâmplat un incident. Asta este, hai să vedem cum gestionăm situația respectivă, cum trecem peste, pentru că sunt atâtea situații care se întâmplă și mergem mai departe. Suportăm consecințele, probabil. Suportăm și nu neapărat că le suportăm, ci le acceptăm și ni le asumăm. Deci ar fi simplu traseul. Dacă noi menținem canalul de comunicare deschis cu copilul, copilul nu va trebui niciodată să se ascundă și vom putea să
să înțelegem ce s-a întâmplat, vom putea accepta, copilul va putea accepta cu ajutorul comunicării ce s-a întâmplat și va putea accepta situația în sine și va înțelege că data viitoare poate exact. Fi și altfel. Și aici aș face o mică referire. Citeam tot așa într-o carte, nu mai mi-aduc aminte titlul cărții, Educație fără constrângere a lui Michael Thompson, dacă nu mă înșel, în care dădea niște exemple de copii care vin de la școală și părintele, din dorința lui de a deține control, vine și îl întreabă: ce ai făcut astăzi la școală? Și copilul evaziv, fără chef, spune: bine, e totul ok, în regulă. Părintele își dorește să afle cât mai multe, insistă să afle cât mai multe detalii. Trebuie să-l lăsăm pe copil și prin puterea exemplului e foarte importantă. Noi, prin atitudinea noastră, trebuie să-l facem pe copil să se deschidă în fața noastră și să vină din propria lui inițiativă dorința de a ne comunica ce s-a întâmplat la școală. În afară de asta, mai trebuie să înțelegem și să acceptăm faptul că există copii intravertiți și copii extrovertiți, copii care sunt mai comunicativi și copii care sunt mai puțin comunicativi, copii care sunt foarte deschiși, volubili și sociabili și copii care sunt un pic mai timizi și mai emotivi și care nu au această, să spunem, dezvoltată capacitate, abilitate, disponibilitate de a comunica și de a fi tot timpul la dispoziția părintelui cu toate răspunsurile la toate întrebările. Probabil că asta necesită o înfrânare cumplită a părintelui în fața copilului. Trebuie să o accepte. Da. Haideți să vedem și latura cealaltă și încheiem cu acest aspect. Ce facem în momentul în care copilul ne face o surpriză extraordinară? Fie capătă un premiu extraordinar la nu știu ce concurs, fie face o faptă foarte frumoasă față de un coleg, față de un profesor, față de cineva de pe stradă. Cum să ne înfrânăm noi inima? Care și să nu venim imediat cu o recompensă. Exact, pentru că ne vine să zburdăm de fericire că uite ce a putut să facă al nostru plod. În primul rând, la fel, dacă noi comunicăm cu el și dacă încercăm să valorizăm gestul lui, da? Să-i dăm plus valoare și să-l facem pe copil să înțeleagă printr-o discuție cu el că uite cât de important lucru faptul că el a fost darnic într-o anumită situație sau faptul că el a făcut un lucru bun, un lucru pozitiv. Nu ne referim numai strict la aspectul notelor de la școală, ci pur și simplu copilul a făcut ceva extraordinar. Și a ajutat un coleg într-un anumit context. Trebuie să-l înțelegem și să-i comunicăm valoarea acelui actului gest, în sine. Actului în sine. Da? Să punem preț pe valoarea actului. Și prin repetiție, faptul că asta s-a întâmplat, se va mai întâmpla, copilul ajunge să aprecieze astfel de lucruri și are această deschidere. Noi nu trebuie să venim, repet și insist pe treaba asta, dacă înțelegem nevoile și dorințele copilului, știm că acele recompense vor veni la un moment dat ca o nevoie împlinită și nu ca un capriciu pe care noi îl facem. S-a comportat într-un anumit fel sau a venit cu note bune, am venit cu o recompensă, pentru că noi, ca părinți, intrăm într-un cerc vicios și acea recompensă se va mări. Dacă iei astăzi copilului un lucru, s-ar putea ca peste un timp, peste o lună, peste două săptămâni, nu știu, să-și dorească mai mult, mai mult, mai mult. Și apoi ne supărăm pe copil, nu? Nu că ne supărăm. Până unde vom merge noi cu forma aceasta de recompensă, de gratitudine, de autosatisfacție, de automulțumire? Da? Pentru că noi, practic, avem niște cerințe de la copii nesănătoase și noi cumva, prin comportamentul lor adecvat și dezirabil, noi venim și recompensăm, de fapt, o nevoie a noastră ca părinte și nu neapărat nevoia copilului. Cât de profunde sunt comportamentele umane și cât de greu de înțeles dacă nu stai să te înțelegi. Dacă părintele, în primul și primul rând, părintele trebuie să se cunoască pe sine. Deci aici vorbim de autocunoaștere. Dacă părintele se cunoaște foarte bine pe sine, dacă părintele nu vine cu propriile frustrări, dacă nu vine cu propriile traume, cu micile drame din propria copilărie, dacă alea nu sunt rezolvate, nu va avea o atitudine pozitivă față de copil. Dacă astea sunt rezolvate și părintele a scos copilul interior din el și toate aceste răni sufletești sunt, pe care toți le avem,
sunt într-o mai mică sau mai mare măsură, ele sunt vindecate, el va privi cu mult mai multă înțelegere și empatie copilul. Vă mulțumesc din suflet. Se pare că nici pedeapsa, nici recompensa nu reprezintă cheia în educație, ci mai degrabă o formă, o formă de echilibru, și spun că recompensa și pedeapsa au cumva legătură cu stabilirea granițelor, limitelor, comportamentului și relația părinte-copil. Vă mulțumesc tare mult, domnule psiholog. Vă mulțumesc și dumneavoastră. O zi frumoasă în continuare. Pentru ultima dată în această săptămână, Narcisa Ispas ne va prezenta o, voiam să zic, o rețetă. Deci sunt deja cu gândurile acolo. O rețetă această... pentru suflet, poate. Da, o rețetă de relația între părinți și copii. Deci o rețetă de succes, cu siguranță. Rămâneți cu noi, începe rubrica părinți și copii. Bună dimineața, Fabian! Bună dimineața, dragi telespectatori! Sunt Narcisa Ispas, să vă invit la momentele de parenting. Astăzi stau de vorbă cu Gabriela Maluf, trainer pentru părinți. Gabriela, îți mulțumesc din suflet pentru că ți-ai găsit din nou timp și pentru noi. Mulțumesc mult și eu! Gabriela, astăzi vorbim despre o problemă care, deși pare, poate părea abstractă pentru mulți părinți, este una dintre cele care ne influențează viața a la lung. Da, corect. Atașamentul dintre părinte și copil. Corect. Atașamentul. Cuvântul ăsta pretențios. Exact. Ce este? Exact. Se formează? Ce ar trebui să facem noi părinții să fie totul în regulă? Mie îmi place foarte tare zical, așa, sau un citat din Micul Prinț, în care el spune: eu vin din copilăria mea. Ce frumos! Da! Deci cumva noi oamenii venim din copilăria noastră, din felul în care am perceput noi copilăria, din felul în care am trăit noi copilăria și relația pe care am avut-o cu părinții, cumva de acolo venim și reușim să facem unele lucruri sau nu reușim să facem unele lucruri, dar întotdeauna vestea bună este că orice, cred, cea mai importantă calitate a creierului e neuroplasticitatea și atunci orice problemă am avea, dacă nu e de natură patologică, evident, avem o soluție. Întotdeauna există o soluție. Și ca să mă întorc la atașament, el așa în teorie nu este o, nu e chiar o noțiune foarte abstractă, dar dacă e să o iei și să o pui la fiecare individ, la fiecare familie în parte, cu siguranță ajungi la concluzia că este ceva foarte abstract și ceva pe care oamenii îl înțeleg foarte, foarte diferit. Ideea de bază este că atașamentul se formează din, ca să nu zicem, din burtică. Nu? Ba da, dar zic, ca să mergem un pic mai departe către copii, se formează din prima zi, din prima zi de viață. Evident că dacă reușim să avem o sarcină plăcută, în care nu ne este foarte rău și reușim să vorbim cu copilul și să avem o legătură plăcută și mami și cu tati și să facem lucruri, să fie atmosfera caldă, evident că atașamentul se formează de acolo. Dar ca să nu punem presiune pe tinerele mămici și așa, cred că care se pot simți, care nu pot avea neapărat o sarcină extraordinară și să punem foarte multă presiune și noi pe ele, haide să o luăm din la ziua zero. Deci am reușit să aducem copilașul pe lume, este ziua zero și atunci ar trebui să vedem ce facem noi ca relația dintre noi și copil să fie una prielnică, pentru că perfecțiune nu există. Mi-e greu să cred că cineva, și nici n-aș vrea ca oamenii să fie tensionați și să se apuce să stea așa, da, exact, așa, da, să fie perfecționiști și, aolo, dacă au greșit ceva într-o zi, să creadă că au distrus totalmente relația viitorul dintre copilului, da, da, da. Cred că nu este chiar atât de dramatică și această situație. Atașamentul e de două feluri mari. N-aș vrea să intru într-o teorie așa elaborată. E atașamentul securizant și atașamentul nesecurizant. Ei bine, ăsta nesecurizant se împarte în mai multe categorii. Important e să știm că e unul sigur și unul mai puțin sigur. Și evident, varianta care ne interesează pe noi este atașamentul sigur, atașamentul securizant, în care copilul se simte în siguranță acasă. Deci despre asta este vorba. Când eu mă simt în siguranță acasă, înseamnă că relația dintre mine și părinte, atașamentul pe care l-am eu față de părintele meu, e în regulă.
când nu, nu sunt sigur, în siguranță acasă, când nu știu astăzi mami poate să-mi dea voie sau mâine poate să nu-mi dea voie, astăzi îmi pune o limită, mâine nu mi-o mai pune, odată e așa, odată e așa, asta este nesigur, haotic, evitant, are foarte, foarte multe nume și de cele mai multe ori ruptura la nivel de atașament se face pe interpretarea nepotrivită a emoțiilor și copiilor și nevoilor, a emoțiilor și nevoilor copiilor. Sunt foarte multe și un experiment pe care vreau să-l descriu, făcut de un om de știință, Bowlby se numește. De fapt, el este părintele teoriei atașamentului și mai el vine cu câteva experimente concrete să vedem ce se întâmplă și un alt om de știință, Harry Harlow, se numește, care a făcut pe maimuțele experiment să vadă exact cum se manifestă atașamentul. Și ce a descoperit el? Că din două manechine, unul metalic și rece pe care avea un biberon, pe care pusese un biberon cu lapte și pe celălalt care era doar o păturică moale care imita blana mamei, întotdeauna puiuțul de maimuță prefera cel cu păturica și după ce se simțea confortabil își găsea el drum și către biberon. Și atunci prima nevoie a copilului nu este aceea de hrană și da, exact. Și de aici vine concluzia că noi oamenii moderni la ce ne gândim? Ce îi dăm copilului să mănânce, cu ce îl îmbrăcăm, scute cele mai scumpe, da, și unde se duce la școală, ce lapte are, ce lapte nu are. Ne gândim la toate lucrurile astea, la toate nevoile astea care sunt și ele fiziologice și trebuie împlinite. Exact, neapărat împlinite, dar noi ne gândim foarte mult la ele și omitem cumva că de cele mai multe ori copilul are nevoie doar de niște brațe primitoare în care să primească afecțiune, că își găsește el și de mâncare. Bineînțeles, nu vorbim de copiii 0-1 an care nu se pot mișca, dar cei care primesc afecțiune și au încredere că părintele îi răspunde acestei nevoi de afecțiune, cumva își găsește el și de mâncare și să-și satisfacă celelalte nevoi. Gabriela, atașamentul este un organism viu care se întinde pe întreagă viață sau se concretizează în primii anișori de viață? De obicei se cam concretizează în primii anișori de viață. Evident, cum spuneam, orice are o soluție. În terapie putem să lucrăm întotdeauna atașamentul și relația copil-părinte și lucrurile se pot îmbunătăți. Adică relația părinte-copil se poate îmbunătăți și când are copilul 60 de ani și părintele 80. Dar cu toate astea, cumva, el își concretizează o primă formă în primii ani de viață. Care poate fi schimbat sau nu? Asta spuneam, că poate fi schimbată. Poate fi schimbată radical, adică dacă am avut o formă de atașament, dacă am avut parte de atașament securizant, nesecurizant, orice, evitant sau cum ar fi el, da. Se poate transforma atașament securizant? Se poate transforma într-un fel sau altul, se poate transforma într-o formă... Se poate îmbunătăți sau se poate îmbunătăți. Eu cred că e mult spus să luăm de din ne, să-l punem în alt. E aproape imposibil să-l... E aproape imposibil deoarece lucrăm cu adulți. Adică și părintele e adult și copilul e adult și cumva fiecare vede și are alte filtre, alte convingeri, alte motivații și cumva una e să lucrez cu... Adică aș spune că aș putea să-l schimb totalmente dacă aș avea în terapie un copil cu părintele lui. Am înțeles. Și atunci, lucrând, lucrurile se pot îmbunătăți până la 100%. Deja când vorbim de doi adulți, e posibil ca lucrurile... Da, fiecare are altă... Dar oricum, lucrurile se îmbunătățesc. Lucrurile se îmbunătățesc, așa spune la carte că omul are întotdeauna nevoie de mama lui și că oricine ar veni să-i ofere un atașament securizant, este foarte bine, este foarte benefic, dar noi așa tot în căutarea mamei suntem, deci e bine cumva atașamentul să fie făcut vis-a-vis de mama. Evident, dacă mama nu mai există sau sunt alte probleme de genul acesta, nu avem o problemă reală pentru că mama nu există. Dar dacă ea există, e bine ca atașamentul, atașamentul să meargă acolo către mamă cumva, iar tatăl, foarte important, este cel care trebuie să o susțină pe mamă. Pentru că dacă tatăl nu susține mama, atunci mamei este foarte greu să creeze legătura cu copilul. Exact, și de aia spunem că la final, evident, atașamentul este al familiei. Dar rolul tatălui nu este neapărat de a forma el, ci cât de a o susține pe mamă, de a fi liniștită, disponibilă
cele emoționale. Era o vorbă care pe mine m-a impactat cu multă bună. Da. Mă zice, cel mai frumos lucru, cel mai bun lucru pe care îl poate face un tată pentru copiii lui este să-și iubească mama. Exact. Să-și iubească soția. Da, exact. Foarte exact. Frumos. Mi-a rămas așa în suflet. Este, cred că asta e cel mai important lucru, să încarce cumva și să umple tot timpul paharul emoțional al mamei. Că mama, dacă are paharul emoțional gol, n-are cum să dea copii. Corect. Cum să dai din ceva gol al cuiva. Oricât ai vrea ca mamă să împlinești nevoile copiilor tăi, dacă nevoile tale nu sunt împlinite, exact. La un moment dat vei rămâne efectiv carcasă. Da. Exact. Și cred că asta este un prim pas în formarea atașamentului. Dacă mama este indisponibilă emoțional, dacă mama nu este, și femeile după ce nasc au o perioadă în care viața lor emoțională nu e tocmai confortabilă și atunci au nevoie de foarte mult sprijin, pentru că e momentul critic în care mama își vede, copilul, dezvoltă relația vis-a-vis de copilul ei și e bine să se întâmple lucrurile bine. Ce le spun eu oamenilor și mai ales celor care au mame proaspete în jurul lor, că sunt soți, că sunt părinții, familie, mămicii sau chiar ai tăticului, când văd că ceva este în neregulă cu mama, să nu judece sau să pună ei diagnostice sau să dea sfaturi, pentru că asta ar putea agrava starea, ci doar să fie curioși. Să fim curioși. Se întâmplă ceva în neregulă. Mi se pare că ceva nu este în regulă cu tine. Parcă ești diferită cumva. Doar să pună întrebarea, omul să-și dea seama și să meargă mai departe. Sunt șanse să se deschidă. Și sunt șanse să se deschidă. Se termina deja emisiunea noastră și se termina și săptămâna noastră împreună la Matin 7. Bineînțeles, vă aștept eu din nou luni dimineața de la ora 8 pentru o nouă săptămână la Matin 7. Între timp, vă doresc un weekend minunat și liniștit. O zi frumoasă!